care ar mai rămâne ar fi pentru competiție. Gen. Exact, dar n-ai zis că existia competiție. Da, dar n-am zis niciodată că eu, dacă ea ar fi eliminată, aș zice, aș fi gen, acum eu rămân aici numai să fiu pe competiție, să fiu pe competiția. Am zis că mi-aș exprima și exercita faptul că vreau să plec după ea. Dacă lumea mă va vota și mă va ține aici, eu ce să fac? Săracul de el, că trebuie să meargă după aia și să iasă dacă iese Nicoleta. Ce păcat. O să plângem tot. Amir, că știi să vorbești, că de obicei știai numai să lați. S-a apropiat de Nicoleta pentru că de luni întregi nu putea să se apropie de niciună. Dacă venea Xenia, o lua pe Xenia. Așa simt și eu. Nu aș risca niciodată să o pierd pe ea pentru 10.000 de euro. Să stea ei să ia bani. Ești ridicol chiar. Nu poți purta o conversație normală, să dai niște argumente. Nu vreau să port o conversație cu ea. Ce nu înțelege? De ce te mă caută mereu? Mereu, tot răspunzi. Atâta de disperată femeie n-am mai văzut în casa iubirii de când îți. Oamenii chiar mă văd o persoană de companie, directă, sinceră. Nu, nici animal de companie nu te văd. Animal de companie. Stai cu minte pe scaunul tău, încă te ține. Baba Domnului te ține. Ce vrei să spui cu asta? Nu poți să o faci că se rupe scaunul cu ea și că nu mai ține scaunul, că e foarte urât. Ori încetează, ori nu. O fac până încetează și punct. M-am săturat deja de ea la max. Bună ziua și bine ați venit în gala cu numărul 20, aici în casa iubirii. Bună ziua! 20 de sezoane să ne prind aici. Ați vrea să ajungeți? Materialele alea? Ce anume? Materialele alea? Da! Wow. Avem treabă! Mamă, ce-i acolo! Avem treabă! Oho! Eu, mâna dumneavoastră, m-am uitat acum cum veni. Dacă vreți, eu le las deoparte și vorbim fără. Dacă aveți curaj. Pentru că eu știu exact ce materiale am pregătite, știu exact ce ați făcut în această săptămână. Că noi nu mai știm. Și nu neapărat că nu mai știți, dar vă faceți așa că nu mai știți. Da. Și atunci, dacă vreți și dacă vă ține, facem fără materiale. Mai bine. Da, trebuie să fiți sincere și sinceri. E, a lucrat lumea acolo să le pregătească și chiar să nu le folosim. Nu-i frumos. S-a lumea acolo, le-a lipit, le-a alea, le-a trebuit. Putem să facem un test, un exercițiu, dacă vreți. Nu e nevoie. În această săptămână, e un exemplu, da? Și să vedem cât de sinceri sunteți. În această săptămână am discutat cu Bianca despre relația lui Sorin cu Nicoleta. Ea a fost sinceră, a zis că da, cu eliminatul în gală. Să te elimine pe tine, da, sau pe el? Sau pe mine. Pe tine? Da, da, da. Pe tine, să-l testăm pe Sorin sau să te testeze pe tine, n-am înțeles exact, mă rog. Adică am înțeles discuția, n-am înțeles exact ce își dorea Bianca. Dar a mai fost o persoană care a spus exact același lucru. Și eu cred că de Sorin doar, nu de Nicoleta. Mulțumesc, Larisa, chiar nu mă refeream la tine, dar da, și eu am zis sinceritate. Și eu am zis. Nu cred că am zis. Și eu am zis. I-au spus și de mine și Maria, din câte știu eu. Rămâneți voi, mă, și luați. Tot ați zis. Iată, Nicoleta, iată, Sorin. Surpriză. Rămâne ei și ia premiul, doamna Andreea. Doamne, cine ia? Toți care au zis. Scuția nu pleacă de la premiu. Pleacă de la iubirea ta pentru Nicoleta, să vă testăm. Da, iubirea mea pentru trebuie Nicoleta. Să vadă în casă iubirea, nu se vadă în casă. Tu și la tine ce se vede? Nu se vede nimic. Și atunci... Am început.
Și gata dacă tu la început ai, te-ai chinuit ceva, Sorin, să-ți găsești păi o fată. Dar eu n-am zis despre două persoane care au fost în cuplu că ieșiți afară. Eu, de exemplu, de dimineață m-am gândit la o chestie legată de ce s-a întâmplat ieri. La un moment dat l-am întrebat pe Sorin dacă, nu știu, i-a spus Nicoleta că dacă i-ar pleca din emisiune și ar rămâne doar Sorin, că l-ar aștepta afară ca să câștige competiția. Și Sorin mi-a spus, l-am întrebat, zic, pentru ce mai rămâne aici? Pentru competiție. Păi a spus el la un moment dat că cumva competiția pentru el e câștigată din moment ce... Frate, n-am zis deloc asta. Așa, am zis că singurul lucru pentru care aș mai rămâne ar fi pentru competiție. Păi exact, dar n-ai zis că e câștigat competiția. Da, dar n-am zis niciodată că eu, dacă ea ar fi eliminată, aș fi gen, acum eu rămân aici numai să fiu pe competiție, să fiu pe competiția. Am zis că mi-aș exprima și exercita faptul că vreau să plec după ea. Dacă lumea mă va vota și mă va ține aici, eu ce să fac? Nu e logic, nu așa se face toți. Eu o să spun de fiecare dată, vreau să mă duc după iubita mea pentru că asta îmi doresc. Ce e atât de greu de înțeles? A jurat Radu, deci nu cred că ar trebui să ne îngrijorăm, vom vedea. Să nu pleci tu. Ce, Emanuel, de ce of, Doamne? O săracul de el, că trebuie să meargă după aia și să iasă dacă iese Nicoleta. Ce păcat, o să plângem toți. Măi, tu ai ieșit ca follower. Te pup, Nicoleta. N-ai șanse. Merg să vorbești, că de obicei știai numai să latri. Da? Da. Ham, ham. Aia zice. Doamna Andreea, n-avem absolut nimic, dar mi se pare că păi ia razna băiatul ăsta. Pe lângă că abar n-are să demonstreze măcar o intenție de iubire sau ceva de sentimente aici în casă, măi, mai vorbește și timp, cura fără. Lasă Larisa, că timp să vorbească despre alții are. Păi are, măi, de Sorin, ai stat 4 luni în casă fără cuplu și acum te dai mare și tare că știi cel mai bine să faci relații. A mea o să țină spre deosebire de a ta. Păi a mea a fost, eu am avut altele care au durat. Te întorci la ea. Eu nu înțeleg de ce, în loc să discuți normal, o dai pe așa ceva. Poate vine alt Adrian. Și vorbește acolo sub năsucul tău, nu se aude. Ai auzit, Bianca? Ce? A fost Adrianul potrivit, trebuie să vină alt Adrian. Păi, nu mai decât alt Adrian, va veni altă care... persoană. Cum a așteptat el 4 luni în casă, de ce eu nu pot să aștept să vină și cineva pentru mine? Bravo. Cum a venit pentru tine și ai simțit din prima, din câte am înțeles. Deci, asta e. Dar voi nu credeți că, nu știu, ar pleca după ea sau că ar pleca unul după celălalt sau nu știu? Eu nu neapărat că nu cred, doar că l-am întrebat legătură cu... Am făcut analiză de dimineață în legătură cu ce a zis el ieri și ce a zis mai demult. Că cumva competiția pentru el este câștigată, practic, pare pe Nicoleta. Da. Și dacă ar pleca, ar pleca după ea și el a spus cumva că ar rămâne pentru competiție. Acum am înțeles că mi-a explicat cumva cu votul. Și Nicoleta când a zis chestia asta, că ea și-ar dori că ea o să rămân pentru competiție, ce am zis eu? De ce e decizii fără să vorbești cu mine? Măcar despre chestia asta. Pentru că eu nu sunt de acord. Asta i-am zis. Dar se pare că multă lume care a fost acolo a auzit numai ce-o vrut ea. Eu iată am auzit, că în rest vorbeam cu Senia. Da, da, așa a zis. A zis? Da. Bună dimineața. Da. Cine a mai zis? Cine a mai zis ce? Nu știu, am zis? Nu uit repede dacă am zis. A zis, mi-asum. Dacă am zis. Eu dacă voi avea ocazia și dacă se va întâmpla chestia asta, așa voi face, o să vreau să văd și pe restul care vă demonstrați iubirea pe aici și vă spuneți că vă place și toate chestiile astea, dacă veți face la fel. Eu, unul, sincer și 100% sigur, așa voi face. Sorin, de tine s-o zis mai ales pentru că în gala trecut te-ai bătut cu pumnii în piept că tu pleci. Da, asta zic că de-aia a fost o chestie și de la mine. Ca să vedem dacă chiar pleci, că altfel nu zicea nimeni nimic. Mă baci acum, că nu stau... Ce la Anisa, vrei să testezi? Asta nu, măi, doar că am zis și eu, o să vedem dacă e adevărat. Hai să vedem. Noi toată lumea ne testează aici, exact. Restul stau bine, mersi. Păi voi sunteți singurul cuplu. Nu da. Suntem. Hai să vedem. Adică, două. Scuze, două, două. Nu-i probleme. Nu m-am apucat. Și noi când am fost, la tine, George, la cât de rar te vezi cu Maria, nu prea. Uităm repede, nu? Dacă am fost plecat, că am avut probleme, asta e partea a doua. Știu. Zi și eu. Și dacă îi testăm și pe Maria și pe George, credeți că o să reziste? Un test mare, un test așa, mai micuț. Dar n-am fost testat, zici tu? Serios? Mai avem încă de mâncat. Alte teste. Păi am cam fost testat, am fost testat. Cred că Maria a să pleci acasă la un moment dat. Cred că Maria a rezistat testului, dar George nu cred că rezistă. Testului.
E părerea mea. În ce sens? Depinde de ce test. Depinde de ce test, în primul rând, dar cred că Maria e mult mai focusată pe George decât George pe Maria. Așa îmi dă-i mie impresia. Okay. Probabil că așa și este. Ok, atunci felicitări, ce să zic. Ar părăsi o și-ar găsi pe altcineva, ar pleca? Depinde de teza, Andreea. Dacă eu zic cumva că Maria e mult mai îndrăgostită și mult mai axată pe relația lor, cumva, parcă îi duce dorul mai mult Maria lui George decât George Mariei. Și de asta spun, nu știu ce test ar fi, dar eu consider că el nu e atât de focusat pe ea. Nu e atât de focusat pe ea, dar poate mai rămâne în emisiune, adică tot îl ține scăunelul. Tu ce crezi, că vreau să stau în emisiune sau unde? Păi nu știu, dacă nu ești focusat pe Maria, atunci care e scopul tău? Asta spus, e interesant. Mai spun, vrei să mă tăvălesc pe jos? Dacă așa sunt, ăsta sunt eu. Așa mă manifest eu, așa fac eu. Eu am suferit destul înainte din cauza relațiilor, nu mă arunc în față și nu fac unele lucruri pe care ați vrea voi să le fac, le-aș face... Tu ai spus că nu ai avut relații serioase înainte să vii în casă. Cine a zis? Tu. Ești pe altă planetă sau unde? Mi-a spus Maria. Ești cu noi aici în casă? Mi s-a spus că nu ai avut așa multe relații și ai avut doar chestii așa mai... Am avut o relație de aproape 3 ani, una de un an, încă... Da, nu, alea nu au fost serioase. Era mai micuț, de-aia am zis că nu erau așa serioase. Ai suferit mult în urma acestor relații? Nu mult, dar m-am definit într-un fel și știu cum să mă comport, ce să fac. Ai zis că nu mai este cazul la tine să fii așa implicat într-o relație. De ce? Am fost în trecut prea implicat și am fost lovit, am fărânit. Ce vină are următoarea? Dar nu e care o vină, doar că am eu, nu știu, mă protejez, să spun așa. Nu mă arunc și nu știu, oricum n-aș face eu să mă tăvălesc în fața camerei ca să mă las să merg dincolo sau chestiile astea. Nu le-aș face că nu stă mie în caracter să fac chestiile astea. Adică aia care le fac sunt proști. Dar n-a zis nimeni asta, ți-am spus că nu le fac eu. Dar te-ai simțit tu, poate. Da, am făcut eu și ai zis gen că, da, în fine. Dar tu ai leșinat moral. Ha, e altceva. George n-ar rezista, spui Ionuț. Eu așa credeam. Sorin și Nicoleta ar rezista? Ei au avut un test, nu știu dacă l-au trecut, nu știu care era... L-a oprit, nu știm. Asta zic, nu știu dacă îl treceau până la final și dacă erau câștigători, dar din testul care a fost, au cedat. Adică, sigur, ce se putea întâmpla la final. Dar afară ar rezista? Depinde foarte mult. Afară sunt multe... Multe probleme, sunt multe griji. E o altă viață decât aici. Aici, de bine de rău, emisiunea ne oferă absolut tot ce ne dorim și ne face să fim liniștiți pe plan mental, în primul rând. Și, da? Da, cumva da, pentru că afară... Nu prea e adevărată chestia. Felicitări ție atunci! Păi mă refer doar la grijile de zi cu zi, la modul ăsta. Pentru că trăim aici. Dar... acasă, când ești tu acasă, să te lovești alte probleme. E foarte greu să-mi dau cu părerea despre asta. Cu toții avem o șansă să ne vedem iubirea și afară, dar e 50-50. Eu consider că mai mult mai sigur ar fi afară decât aici în casă. Poate ești, te înțelegi bine, așa, pentru că nu aveți greutăți. Dar când ești afară și vorba lui nu se lăși capul de greutăți și alte... Așa, Radu, și ce greutăți am putea să avem noi? Nu mă refer la tine, vorbesc în general, Sorin. Păi da, era vorba despre noi doi, Radule. Știu, dar am vorbit în general, la ce special am continuat. Nu, o greutate ar putea fi viața de zi cu zi, fără camere, viața de să mănânci zi ciorbă, este foarte să te uiți okay, acolo la tine. Este foarte asigurată și ne așteaptă toată lumea acasă. Asta spun, că dacă crezi, poate ei ne-i place. Și avem de toate acasă. Traiul, ne așteaptă toată lumea acasă cu brațele deschise. Eu am spus că nu, ai am spus că viața cotidiană câteodată e plictisitoare pentru o persoană care ține atât de mult la emisiune, Sorin. Mâine și mâine. Nu ține atât de mult la emisiune, pentru că până la 28 de ani, la capacitățile mele, puteam să mai fiu multe emisiuni. Păi știu că ai încercat, dar nu prea s-a primit. Uite că s-a primit. Acum da. Nu-și dorește nimeni să fie vedetă? În afară de Radu. George spune că sunt deja o vedetă. Eu spun că este o vedetă. În fiecare sincer să fiu cu dumneavoastră, eu consider oricum că mi-am îndeplinit scop aici. Da, și dacă nu ne-am fi dorit toți de aici să devenim vedete, ghilimele, persoane publice și așa mai departe, nu veneai la televizor, te duceai la radio sau îți găseai una pe stradă sau te duceai la magazin și o găseai la colțul străzii. Nu veneai aici să-ți cauți iubire. Acum să o dăm pe aia pe față. Păi am venit aici la televizor să ce? Să-mi găsesc dragoste adevărată. E extraordinar că pentru experiență, acasă. Radu, pentru că este un experiență. Ok, dar pe experiență, dar te mai gândești și acolo și acolo. Poate că te gândești, ai fi ipocrit să zici că te punem în față experiența asta, adică nu și faci tu acasă la tine și nu te vede nimeni. Zici, ia să mă duc la televizor pentru experiență, că orice viață plictisitoare și
n-am nicio experiență. Ia să mă duc acolo să trăiesc o experiență. Am experiență la televizor, că vrei să mai tocmai. Continui în televiziune, exact. Că aia înseamnă că îți place. Ai văzut și tu alte persoane pe la alte emisiuni și ai venit și tu aici să vezi tu cum e. Ai venit și tu trâncător aici să vezi tu dacă e bine sau nu. Ai ideea. Toată lumea a venit așa, îi sudăm pe aia față acum și vă găsiți aici pe cineva și dacă vă place, pentru că n-ai normal, este și experiența și momentul în care vă place de o persoană, te leși fără să vrei, că n-ai cum, înțelegi? Că sunteți frumoase toate și fiecare este pentru fiecare aici. E normal că vă legați acolo iubire. Eu tot dăm atac că am venit la televizor să ne găsim doar iubirea adevărată. Eu n-am venit expres să fiu vedet. Eu am vrut să mă duc la un concurs, după cum am spus, ceea ce mă... Bine, Sturin, atunci închideți Instagram-ul și TikTok-ul și mai faceți TikTok-ul, te rog, că dacă n-ai venit să te promovezi, înseamnă că eu fac... Emanuel, dai ochi peste cap, dai la properadu, ce okay. Tu faci acolo? Dai bază din palme. Pentru mine chestiile astea nu e ca să continui în televiziune, ci poate ca să mă ajute pentru meseria pe care o am eu pe viitor. De asta și nici pentru ce am avut afară. Înainte să ok, dar vreau să zic că ai venit aici să te promovezi, să devii persoană publică, să te cunoască oamenii, cumva să-ți dezvolți o afacere sau să faci ceva pentru tine sau nu știu, alte lucruri. Adică nu poți să zici că ai venit aici doar și nu te interesează. Faptul că o să obții chestiile astea sunt un bonus. Tu trebuia să ai înainte să vii aici anumite lucruri. Nu, înțelegi? Ce lucruri? Ce lucruri trebuia să am? O afacere. Cine a zis că trebuie să am o afacere? Ce mi-a cerut? Foarte mult s-a făcut după ce au ieșit din emisiune. Mi-a cerut dacă n-am afacere, mă primește. Păi știu, dar dacă tu... Era scris acolo asta, atunci eu nu am venit cu chestia asta, pentru că le aveam. Poate unii au afacere, unii au inteligență. Nu știu, depinde acum de om. Dar și tu ai afacere, n-ai afacerea cu Pepen? Am Pepen, da. Bianca. Da. Vezi că Sorin este aici doar pentru a apărea în față? Ca să se promoveze pe el, să-și promoveze activitatea, să fie un plus, să fie acest bonus. Și de fapt și de drept să nu fie deloc interesat de partea sentimentală, de a-și găsi pe cineva, de a avea o relație. Probabil, dar din câte am înțeles, el era cunoscut pe internet mai înainte să vie în casă. Deci asta ar fi doar un plus, adică popularitate și așa mai departe. Înseamnă cunoscut pe internet. Păi nu știu, avea un TikTok, ceva, adică eu știu că el mereu a spus că îl cunoștea lumea de înainte. Și eu am avut un cont cu 100.000 de urmăritori până să vină. Păi da, și de asta zic. Dar a venit în această emisiune de dragul emisiunii, să fi fost altă emisiune, era la fel de implicat pentru că e o persoană care se implică, dar nu neapărat pentru dragoste. Dacă tema emisiunii este dragostea, facem dragoste. Dacă tema emisiunii este sportul, e sport. Dacă e mâncare, facem mâncare? Cred că face și mâncare el. Face un salam de biscuiți bun. S-a apropiat de Nicoleta pentru a atinge scopul emisiunii? S-a apropiat de Nicoleta pentru că de luni întregi nu putea să se apropie de niciuna până într-un final. Era prima care cât de cât mergea după standardele lui. Dacă venea Xenia, o lua pe Xenia. Pe părerea voastră și asta v-ați vorbit voi toți, că m-ai auzit de la mai multă lume. Stați liniștiți că nu-i chiar doar așa. Părerea mea asta, așa, Bianca. Nu-i chiar așa. Anume Kinga? Asta e și părerea mea. Dar nu am vorbit cu Bianca la hotel sau altceva. De ce? De ce pur și simplu asta am văzut eu din exterior. Dacă vinea Xenia, asta am spus păi și eu. Păi toate fetele faceți la el, fel. Când vine un băiat nou în casă, pentru că nu aveți opțiuni cu cine să fiți aici, mergeți să cunoașteți băiatul nou. Dacă Xenia venea în casă, probabil o cunoșteam. Păi uite, era logic. Păi, dar asta nu înseamnă că făceam o relație cu ea. Nicoleta, fetelor, Nicoleta, așa, o să semăna un pic și... Așa, voi habar n-aveți despre ce vorbiți. Deci, o femeie cam cum și-o doresc și Sorin. Păi nu știți păi ce vorbiți. Păi și Xenia atunci. Păi Xenia vă trebuie mai aproape. Vezi că Xenia e genul meu de femeie. Unul la mână. Vorbiți în necunoștință de cap. Uite, a venit Robert și m-am apropiat de el pentru că nu l-am văzut. Și eu cred că Xenia, dacă ar fi avut o relație cu Sorin, eu cred că ar fi înșelat cu Sorin cu mine. Eu zic că Xenia e mult mai apropiat de el. Bine, și vreți să ușă cu energie. Păi era prea târziu să o lași când ce el a arătat la toată lumea că îi place era de ea. Acum e prea târziu să dai înapoi. Dacă te gândești la ceva serios în viața asta, înțelegi? Gen să-ți faci un viitor cu persoana respectivă, nu o să stai cu o persoană doar pentru că ai venit aici sau nu știu ce. Atâta timp cât poate ție îți place de altă persoană. Înțelegi? Sorin, apropierea voastră a fost foarte rapidă și... Pentru că eu am venit țintită de aia, a fost foarte rapid, am fost hotărâtă din prima. Și în momentul dansului, te rog frumos să te uiți la videoclipul ăla ca să înțelegi și tu ce înseamnă o atracție între două persoane. Tu așa ai dansat cu toate, să spun toate, cu alte niciodată când am dansat cu o fată odată aici în casă, nu ți-a pus Bianca, la început chiar a fost.
chimie. Păi normal, Sorin a vrut să dea... Adică Nicoleta când a venit, direct Sorin, spre Sorin s-a îndreptat și a pus capul pe ei. Nu vrut, prea alții. Exact, Sorin astea le vrea, Sorin așa de este. De ce te afectează atât de mult dacă nu e adevărat? Nu mă afectează absolut deloc, nu mă afectează. Păi atunci, Bianca, dar dacă veneau amândouă. Da. Și era și Nicoleta, era și Xenia. Erau amândouă în casă. O alegea pe Xenia. Și amândouă au venit pentru el. O alegea pe Xenia. De ce? De ce așa simt și eu. Așa simt și tu? Pentru că Xenia avem mai multe lucruri în e comun. Mai activă. Aveți mai multe lucruri în comun? Ce lucruri? Păi sportul, cumva astea cu energia, cu... Dar pe mine mă interesează tu ce ai fi făcut. Hai, Radu. Las-o. Am terminat ideea. Ajungem imediat și la tine. Cu sporturile în general, cu energia, nu știu. Cu energia? Da, cumva că... Glumele. Adică ei mai doi ajungeau în final. Nu știu. Poate conta mai mult că ți-ai și cunoșteau doamna Andreea înainte puțin. Deja vorbit pe... Nu pot să zic că ne cunoșteam, că nu e cunoscut. Îl urmăream, dar nu... Păi dar nu cunoșteam, frate, nici n-am întrebat tu câți ani are, nici de unde îi, nimic. Nu, că a venit fata aia în casă și ce e numele, și ce e totul. Știa numele ei, că mi-a scris, s-a scris aici, la atâta s-are venit, opină, dacă pot, că nu pot, că nu pot, că nu mă ocupă cu așa ceva. Nu te mai agita așa, că arăste un pic. Nu mă agita, nu spune că cunoști, că nici nu știam nici câți ani are, nici de unde îi, nimic. Nu contează, dar știai numele, deci dacă o vedeai în casă și dintre două o alegeai pe persoana care o cunoști. Cunosc și multe persoane din România că au apărut la televizor și le știu numele. Am știut nimic despre ele. Da, ce ziceai, Radu, că ar fi înșelat cu tine dacă l-alegea pe el? Așa cred la cum merg lucrurile între mine și acum. Și cum îl înșela? Se ascundea? Vă ascundeați sub palmier? Sau cum? Ce? Ne dădeam priviri unul la altul. Da? Le trăgeam în grădină undeva. Deci o vezi genul de femeie falsă, capabilă să ducă două relații în paralel? Nu, o văd genul de femeie care place de mine. A avut un tic. Și ar fi stat din interes cu Sorin. Da. Ai, măi, Radu. De asta problemă. Vorbești? Bravo, Radu. Cării. Plăcere, Xenia. Da, Xenia oricum o să-i permită și asta. Nu e problemă. Adică? Ei, o să-i permită și cuvinte aiurea sau ceva. Nu. Ești gelos că ție n-are cine să-ți permită. Nu, stai liniștit. Ah. Mi-am promis că vorbește porcării. Îi găsesc un hamster, ceva, nu știu. Mâine se ceartă azi, mâine iară se împacă. Okay. Da? Asta nu așa e o ceartă. Așa e în relații. Așa e în iubire. Da. Așa se face relația, nu știi? Crezi că relația e numai făcută din miere și... Xenia prea slabă de fire ca să accepte anumit. Adică îți acceptă orice. Și la Emanuel, comportament. Nu hai de capul tău, Emanuel, chiar nu mă cunosc. Păi t-ai, mereu ai zis că nu poți să treci peste... Ai zis, Xenia, de 1000 de ori că nu poți să treci peste anumite chestii și i-ai permis aproape orice. El, dacă nu îți dă anumite atenții, îi permiți, ok, poate el de fire a lui. Relație, Emanuel, da, așa se face, așa se face. Ok, poate intră altă fată nouă, au și ei o cameră roșie și după aia mai vă vorbiți. Părinții tăi nu s-au certat niciodată, sau părinții tăi, sau ai mei, sau așa se fac. Lasă părinții, că nu au nicio legătură. Relație, trebuie să reziști acolo, să stai să reziști la orice. Dacă vrei să-ți faci o relație, vrei să faci o relație, faci cu faci tu cu Laura. Ești foc de ea. Te duci în partea elaltă, ești foc de ea. Îi spui că o plași și vii la noi și bă, ce fac ernie de disc la spinare, fac... Așa se face. Prima zi red flag și după aceea vreau să o cunosc, nu știu cum să mă comport. Vorbesc, Xenia. Hai, m-ai făcut și las așa. Nicoleta, privești siderată toate discuțiile. Mai reziști? Da, o să rezist. Da? Da. E bine. Ce-l sfătuiești pe Sorin, dacă ferească Dumnezeu? Oamenii ăștia care sunt mai mulți la număr au recunoscut singurei, fără material, fără nimic, ceea ce apreciez. Vor să vă testeze așa, cu această propunere către eliminare. Da. Dacă ferească Dumnezeu, s-ar întâmpla și ai părăsi emisiunea. Ce-l sfătuiești pe Sorin? E puternic și să rămână aici. Doamna Andreea, eu nu aș risca niciodată să o pierd pe ea pentru 10.000 de euro. Să stea ei să ia bani. Niciodată chestia asta în viața asta. Niciodată. Cred că nu e vorba de bani, Sorin. Cred că e vorba de orgoliu. La și orgoliu și tot. Pentru că toate chestiile astea se termină și eu cu toată lumea de aici nu o să mai întreabă toată viața asta. Așa că, sincer, nu are legătura rost. Cu nimeni? Nu are rost. Cu persoanele care au fost, că am simțit, care au caracter și au fost drepte, da. Dar cu majoritatea, nu. Și acum este cineva aici care are caracter și care a fost drept? Da, sunt câteva persoane care au fost corecte așa pe parcursul lor. Cine? Prefer să țin pentru mine. Va veni momentul, voi spune. A venit momentul, Sorin. Haide, asta spune, Bianca, ai dreptate. A venit momentul, Sorin. Care sunt acelea?
persoane care, așa față de mine, vreau să zic. Da, normal. După ce le-am cunoscut și după ce, așa, am văzut și acțiunile pe aici, pot să spun George, Robert e băiat ok, Radu, au mai avut și el scăpările lui, mai la început, mai așa, dar în adâncul lui e băiat ok. Din partea aia la altă, Laura, că e nouă, Maria, Nicoleta, ea nici nu se pune în calcul, dar totuși, dacă tot vorbesc de toate, și Larisa a fost foarte mult, dar începe să aibă semne de întrebare și... Dacă ar forma un cuplu cu Ionuț afară, ai ține legătura cu ea? I-aș felicita, serios. Dacă ar face și un copil, le-aș da cadou de botez. Treaba are asta. De nuntă mai întâi. Așa. Poate doar la botez i-am chemat, poate. Nu e nunta prima. A ironizat în mod foarte urât. De ce? Păi nu știu așa, dacă fac copil, nu știu ce, dacă nu fac copil... Adică mi-aș dori să ajungă până acolo, la asta mă referiam. Păi poți fac și trei atunci. Poate el a zis de primul. La asta mă referiam, ce urât în asta? Ești ridicol, chiar. Nu poți purta o conversație normală, să dai niște argumente. Nu vreau să port o conversație cu ea, ce nu înțelege, de ce te mă caută mereu? Eu te caut mereu, tot răspunzi. Atâta de disperată femeie n-am mai văzut în Casa Iubirii de când disperată de când ești aici de la începutul emisiunii. Ar trebui să cauți iubirea în altă parte. Ți-am spus eu unde să cauți iubirea, unde ți-e de mult pierdută, că aia ți-o trebuie ție în primul și în primul. Unde, Sorin? Fii acolo, puțin mai direct, vorbește cu cuvinte clare acolo, dacă poți. Internet. Dacă poți. Nu am chef să-ți răspund ție și să mai vorbesc cu tine. Punct. Bine, nu vorbi cu mine atunci. Data viitoare când te chem în camera roșie, te rog să pleci. Din ușă o să spun, o să-ți fac cu mâna, nici nu o să zic pa. Hai să vedem. Ce caută iubirea pe internet? Ce să cedezi iar? La camera roșie. La camera, dar ce? A fost vorba de cedat ceva? Mă, cedat că te duci în camera roșie și că stai de vorbă cu ea, la aia, că a zis. Radu, nu te băga când e vorba de mine, Sorin, îi se înflă vena, nu mai poate. Da, ce mi s-a umflat acum, îți dai seama, nu mai pot. Ieri era destul de mare. Atâta că, ascultă, ești aici în casa asta... Ai zis că nu mai vorbești cu mine, nu înțeleg! Dar afară, nu ești o persoană cu care 90% din populație nu cred că ar vorbi. Nu am auzit ce ai spus. Că 90% din populație n-ar vorbi cu tine afară. Că asta ai spus-o și tu și-o mai spus-o mai mulți. Serios? Hai că noi fetele am vorbit cu ea. O suportați și voi că n-aveți ce face. Crezi? Nu. Eu am fost și la piscină cu ea și în club și mai multe locuri și eu cred că o să mă mai păstrez. Să știi, Sorin, că am foarte mulți prieteni, mai mulți decât tine, cu siguranță. Și, adică, oamenii chiar mă văd o persoană de companie, directă, sinceră. Eu nici animal de companie nu te văd. Animal de companie? Doamna Andreea, am observat că câteodată când cineva jignește altă persoană, e pedepsită. De ce am fost jignită de atâtea ori de Sorin și niciodată nu și-a primit nicio pedeapsă? Pentru că chiar dacă au fost foarte grave. Când eu am fost mediocru, când eu am fost karma, când eu am fost limitat mental, fost când karma. Eu am fost în felul următor, stai cu minte, când eu trăiesc într-un botniță, nici tu n-ai fost pedepsită, așa că stai cu minte pe scaunul tău, că încă ține te ține, slavă Domnului, te ține. Ce vrei să spui cu asta? Nimic. Au fost minim azi, mai jignit de 4-5 ori. A, îți dai seama, astea-s jignire. Păi azi, tu acum ce ai enumerat, au fost pe parcursul emisiunii. Ascultă două videouri din alea să vezi cine... Care video să ascult? Doar tu privești chestii din astea. Eu seara citesc. Lasă-mă în pace. Nu stau să privesc. De treaba ta statistici. Și lasă-mă în pace, ești disperată, femeie. Nu te bagi în seamă, femeie. Ce cum nu mă bagi în seamă dacă m-ai jignit atât? Suficient, să termine atunci. Am mai spus și cu dumneavoastră pe conexiune, am mai spus și în casă, ne-am rezolvat și când am avut foile alea, să termine odată. Termine, că o să-i pară rău. Uite, asta cu ceea ce îmi spui tu mie, îi demonstrezi iubitei tale, cum nu, tu ești cu nu, demonstrezi că nu-mi pasă de emisiune și de absolut nimic și te fac cum un poțet de nu te vezi. Despre o femeie. Bun. Poți vorbi foarte frumos despre o femeie. Lasă-mă că tu nu ești femeie, tu ești specimen. Lasă-mă, Bianca. Într-un fel, din cauza ta, nu au ei liniște în cuplu. Cum nu au liniște? Păi eu ce se agită și el acum? Păi și asta e motiv să mă jignească, poate să mă ignore. Nu l-ai făcut. Cu din gură, nu te-ar jigni. Gata, Sorin, te rog. Atenție la limbaj. Vă rog frumos, acum gata. Chiar a exagerat. Da. A fost un joc de cuvinte între voi de-a lungul timpului. V-ați aruncat diverse adjective.
conform jocului de cuvinte. El astăzi mi-a spus mai multe decât eu tot de când sunt aici în casă. Doamna Andreea, să fim serioși. Adică e evident, acest om când dacă se enervează sau nu știu ce, cine știe ce reacție are? Important este și o rugăminte, dacă puteți, în momentul în care faceți aceste atacuri și înțepături și faceți aceste jocuri de cuvinte, să nu jigniți. Spre deosebire de alte persoane care s-au contract cu ea gălile trecute, că e destul să ne rezumăm doar la alea, limbajul meu a fost foarte, foarte, foarte mediu. Pentru ceea ce ți-ai primit tu acum vreo două săptămâni. Pentru capacitățile tale. Fără să... Da, pentru capacitățile mele. Sorin, ideea era că tu acum chiar ai exagerat și asta demonstrează ce fel de persoană tu ești. Eu nu am spus nimic de rău și... Da. Doamne, păreri, păreri, asta demonstrează ce fapte. Persoană îs eu. Tu m-ai făcut speciment, că cad de pe scaun, sau nu știu ce mi-ai spus acolo. Nu puteți să vă opriți? Da. Încetează. Eu, da. Încetează. Mai văd astfel de persoane invidioase. Când vreodată, când au avut ea relație, i-am spus eu ei că stă prea mult cu Adrian. Sorinia, nu te-a jignit, nu poți să o jignești. Să vă aduc jigniri, doamna Andreea. Să vă aduc jigniri. Nu poți să o faci că se rupe scaunul cu ea și că nu mai ține scaunul, că e foarte urât. Ori încetează, ori nu. O fac până încetează și punct. M-am săturat deja de ea la maxim. Eu te cred, dar tot ce-mi dorești... Am spus că terminăm. Sigură că își dorește și Nicoleta acest lucru, sunt sigură de asta. Dorește să, să încercați să aveți o comunicare normală. Dacă vă înțepați, să vă înțepați inteligent. Căci de jignit poate oricine. Foarte bine. Am materiale cu tine în timp ce vorbești despre ea în casa băieților cu băieții. E 100% după o întrebare. Nici tu n-ai această liniște, ca să zic așa. Adică nici ea, nici tu. E de aceeași măsură. Nu, dar eu nu mă uit la altă persoană și care stă lângă ea și vorbesc cu altă persoană și spun că vorbește cu mine direct. Poate așa i s-a părut. Ei, s-a părut. Așa i s-a părut. Nu l-a văzut pe George în spatele ei și... E acceptat. Pentru mine a fost amuzat. Eu singură mă amuz de așa chestii. Dar dacă tu le iei personal, ce să spun? Toți s-au râs în afară de tine. Încearcă să te amuzi singură pe chestiile tale. Nu implica pe alții. Care îți cer să nu implici. Frumos. Frumos am cerut. Frumos. Păi nu am văzut că frumos. Azi doar m-ai jignit. Foarte bine. Păi vezi, ești, văd că mândru de tine. Sunt foarte mândru de mine. Și susținătorii tăi sunt mândri. Ei sunt foarte mândri, că te cunosc și te cunoaște toată țara. Nu mă cunoaște nimeni. Păi asta de aici. Joci teatru. Joc teatru de care? Păi dacă nu te cunoaște nimeni, ești cum ești normal. Uite, tu continui discuția. Dacă nu mă lași. Cum nu te-a lăsat? George, tu aici nu ai nicio intenție. Păi poți să iei apărare, că e bossul tău. M-ați plictisit amândoi pe tema asta. Păi eu singură m-am plictisit, eu am tăcut, dar dacă omul mă jignește, eu să tac. Și pe mine mai din pepe, încrede-mă că mai scoate. Și eu mă aștept de acum acolo. Dar mai veniți și cu alte argumente sau ceva, m-am plictisit. Vă ceți în atacuri? Păi eu n-aduc atacuri, eu doar răspund. Sărac. Mai veniți cu ceva mai nou, dacă tot. Hai să venim cu ceva mai nou. Vrei, Radu? Da. Sorin, precizezi de fiecare dată că nu îți place absolut de Bianca și că nu fizic. Acum mergem pe altă parte. Uite, atingem alte subiecte, Radu. Xenia, să te uiți și tu. Am un material foarte interesant, foarte drăguț. Înțelegem ce e de înțeles din partea lui Sorin despre Bianca, dar discuția o are cu Radu. Și Radu, să zicem că poate nu e chiar atât de acord cu Sorin. Mă rog, mai bine vezi tu. Bianca, privește și tu, te rog, materialul, că ce despre tine și hai să-l urmărim împreună. Ai combinat Sorin cu Bianca? Îți dai seama. Suntem foc. La mine și la Bianca nu ar putea exista chestia aia pentru că nu mă atrage fizic. Simplu. Nu am zis eu chestia asta, nu o zic pentru că ea nu-i fit sau ea nu-i cum mi-aș dori eu să fie ca femeie. Frumos. Sau de asta. Păi aia zic, nu o zic din chestia asta. Pur și simplu așa, nu văd să mă atrag. Chiar mă uitam azi la ea în blugie, ea mi se pare că are fundul mare și talia mică. Adică ăsta nu e never un dezavantaj. N-ai cum să spui că e dezavantajul ăsta niciodată. Să ai fundul mare și talia mică e rar. Pentru că dacă stă vorba așa, pentru mine nu contează chestia asta că nu e... ăla, fit, să fie sportiv sau fitness sau asta. Că mă ocup eu de ea în 3 luni de zile, în 4 luni de zile, e cum vreau eu, dacă fata își dorește să evolueze și dacă are un pic de inițiativă, înțelegi? Asta nu e o problemă. Dar așa, pur și simplu, când mă uit la ea, nu mi-inspiră nimic.
nu vreau să zic că nu arată bine sau că nu-i simpatică sau ceva, dar pur și simplu mie nu-mi transmite nimic. Nu mi-ar transmite nici dacă aș vedea-o pentru prima dată și nu și-ar deschide gura, înțelegi? Eu cred că el e îndrăgostit de aia și nu vrea să le zic. Nici în glumă să zice așa, fraiere. Dar cum ați început discuția așa, din curiozitate? Ai avut discuția cu el în grădină? Despre cu biletele cu culori. Și după a venit la biliar și am avut o discuție cu el. Și a fost vorba despre felul în care arăți tu. Și am spus că nu mi se pare că arăți rău, adică și legat de ceea ce a spus și Andrei și așa. Și mie chiar mi se pare că arăți rău, pentru că sunt alte fete care poate își fac operații să arate ca tine sau, înțelegi? Mulțumesc. Mi se pare că ești cumva exotică. Cardi B, înțelegi la ce zic? Cardi B din România. Adică să te încurajezi puțin, că chiar n-arăți rău și trebuie în oglindă să nu mai consideri asta. Mulțumesc frumos. Am zis că Xenia nu e frumoasă sau așa. Dar și Xenia are fundubare și tale mică. Poftim? Și Xenia e așa. Adică da, normal, așa. Dar nu așa toate exotic. Fetele au construcția diferită și toate sunt frumoase în felul lor. Da. Și unele îți plac, altele nu. Da, normal. Dar n-ați dat parat că îmi place mie. A fost un material de împăcare. Bine. Eu credeam că să fie mai rău acolo. Sorin. Ai putea să te uiți la o fată mai plinuță? Nu. Nici dacă te-ar atrage foarte mult, nu știu, în discuție, în energie, în... Ar trebui să-mi placă foarte, foarte mult trăsăturile ei și, cum spuneți dumneavoastră, discuțiile și felul ei de a fi caracterul și, nu știu, să aibă dorința aia de, băi, fac ceva pentru el sau, eu știu, ca să simte el mai bine. Gen, să aibă ambiția aia să aibă. Să slăbească sau o ambiție în viață? Să se modeleze după cum îmi place mie. Să se modeleze după cum îți place ție? Uh-huh. Nicoleta, ai putea să te dai după un bărbat, să fie așa cum își dorește el? Da. Nu neapărat în tot, dar evident ne mulăm pe parcurs și el după mine și eu după el, dacă îmi doresc lucrul acesta. Ne adaptăm. E deja face asta, nu? Nu e oricum au avut pentru că așa simt, nu sunt forțată, obligată, Doamne ferește. Exact. Îi răspundeam lui Bianca. La ce? Ce ai spus? Mi-a spus că deja, deja face asta. Ce anume? Se mulează după el. Am și un material. Am și un material cu tine, Bianca. Că e foarte rece. În care crezi asta și spui asta. Crezi că o manipulează Sorin pe Nicoleta? Probabil. În ce? În ce și cu ce? În modul de a gândi, mai ales când a fost toată discuția legată de cameră și de dormit cu mine în cameră, mi-a spus și Robert că cu multe zile înainte, Sorin deja plănuia cum Nicoleta o să se mute din cameră și așa mai departe. Chestii pe care ea nu mi le-a zis și nu îmi păreau că reale, adică nu m-am gândit niciodată că noi nu o să mai fim împreună în cameră sau chestii de acest tip. Și apoi așa s-a întâmplat. De fapt s-au adeverit cuvintele care le spune lui sau el. Sau faptul că el a spus că eu îl plac, sunt obsesionată de el, dar ea știe foarte bine că nu-l plac și știe și de ce, pentru că i-am explicat de multe ori și fetele din casă tot știu. Dar de fapt a folosit exact aceleași cuvinte care le folosește el și oricum se dă după cuvântul lui. De asta și cred acest lucru. Te-ai explicat în cameră de ce nu-l place pe Sorin? Ați vorbit despre treaba asta? Ți-ai explicat? Da, mi-a zis. Și dacă ai trecut de această explicație și ai înțeles-o, ce crezi că are de fapt cu Sorin, Bianca? Tot asta. Cred că n-a putut să accepte refuzul ăla de la început și de acolo vine și o frustrare enormă. Spui cuvintele care le spune el când de fapt nu, am spus de multe ori. Nu, am vorbit despre tine, Bianca. O singură dată am vorbit despre tine și Adrian. Atunci la faza aia, crede-mă, nu mai irosesc minutele. Păi ați vorbit și la date de mine. La fiecare date se vorbește de mine. Eu, voi nu sunteți o excepție. Cu camera, eu nu am vorbit absolut deloc cu Sorin despre mutarea mea din cameră. Eu am luat această decizie pentru că deja era prea mult după atâta timp să aud doar răutatea asta pe care o emână către Sorin. O auzeai în emisiune, aici, nu în cameră. Aici, în emisiune asta, zic, eu problemele de aici le duceam efectiv acasă și deja simțeam că nu mai pot să vorbesc în cameră cu ea, liberă, sau nu mai pot să spun absolut nimic pentru că mi le întoarce. Cum era și faza cu festivalul. Era o reclamă la televizor, am zis, uite-te ce mișto e, o să fie în Cluj și că îmi doresc să mă duc. Și ce face ea? Aduce chestia asta în emisiune. Adică eu chiar nu mai pot să vorbesc absolut nimic în cameră,
pentru că ea le aduce în emisiune. Eu nu am adus-o împotriva ta. L-ai atacat pe iubitul meu. Eu am spus că el nu știe că ție îți place. Da, pentru că tu vrei să mergi cu prietenile tale și așa mai departe. Dar voiam să vorbesc despre chestii mult mai importante aici cu el, nu despre un festival unde nici nu știam dacă o să ajung, dacă nu ajung, când plecăm, era legat și de... Și deci asta e unicul motiv. Păi, dar tu aduci discuțiile din cameră aici ca să-l ataci pe el. Care dacă discuție? Eu în afară de discuția poate asta a fost vreo discuție? Spun unde vreau să mă duc. În afară de discuția asta a fost altă nu, discuție. Nu, dar dau un exemplu. Nu. Și păi, un unic exemplu trebuie care să stau nu e ca să nu mai vorbesc în cameră pentru că vine și vorbești. Mai te simți vinovată și te băga peste mereu. Cu Maria nu simt bine chestia că asta, lângă ea pot să mă exprim, pot să zic orice simt, adică nu stau cu frica că mâine vine și îl atacă pe Sorin, că uite asta păi, nu știa despre Nicoleta. Păi frica ta a fost agresivitatea mea, nu știe, nu discuții. Când avem voie să stăm în aceeași casă, nu pot să dorm cu el cum dormeau cu tine în pat, evident că sunt unele chestii pe care n-are de unde să le știe. Și o să afle în momentul în care o să fim în afară. Cu tine îmi petreceam mai mult timp de când sunt aici decât cu el, dar contextul. Nu ne lasă. Normal, de aceea consider tu, Bianca, că o cunoști mai bine pe Nicoleta decât o cunoaște Sorin. Da, asta consideram până în momentul în care noi vorbeam. Până a fost chestia cu ultima gala lui Adrian, până atunci. Crezi că nu o cunoaște Sorin? Suficient? Păi, acum a avut multe întâlniri și în afara camerelor poate a aflat mai multe chestii. Poate. Crezi că nu? Nu pot să știu. E prea puțin timpul care l-au petrecut împreună, au văzut doar frumosul. Cred că nu știu multe lucruri unul despre celălalt. Asta 100%. În două luni ce vreți? Să știi tot, mai ales aici în casă. Dar știu tot despre Adrian. Eu cu Adrian n-am avut de noapte, de asta și zic. A. George, tu nici măcar nu erai. Nu, dar zic în general. Și eu mă încadrez în ce ai spus tu. De ce te încadrezi? Voi încă n-ați fost la date nici voi, săraci. Apropo de asta, eu aveam un date cu Andrei. Puteți să-i dați Marie și lui George, vă rog frumos, că oricum, dacă Andrei a fost descalificat, eu nu am cu cine. Poate merge Maria și George. Nu vreau donații. Doamne, ferește, Maria, ce încăpățânată ești. Nu, donații. Doamna Andreea, nu vrea să meargă, nu vrea donații. Puteai să-ți zici, da, și gata, ce e rămâne. Acum că din se donează, nu vrei. Nu e ca și cum a plătit Bianca date-ul. Da. Da, așa o văd. Dar eu de aici, că eu nu mă duc. Dacă nu are cine... Mă duc singură, doamna Andreea, că Maria nu poate accepta. Dați-mi mie date, mă duc eu. Eu doar știi că nu-mi place Maria. Atunci când eu trebuia să am cu Radu, ai zis că de ce nu ți-l dăm ție? N-am zis asta. Ba, da, Maria, ai zis că voia să fie noroc. Acum că ți-l tonează, nu vrem. Dar eu, da, știți foarte bine. Mai zis de ce zic oamenii ăștia că e relația ta față. Nu mai zis la date cu băiatul ăsta? După aia spui că de ce zic cu oamenii ăștia? Păi aici că e relația ta falsă cu George. Dacă tu refuzi de cu el... Nu mă ia, vrea la mare. Nu, da, vrea, vrea la mare. Mai ești pretenții. N-are importanță. Păi Maria, dar... Eu am zis că nu stau la mă mai milogez. Te pregăti și eu apându păi nu te-ai milogit. Eu singur am spus că nu am cu cine. Dar e ca și mai dona. Ia, fată, că eu nu am cu cine să mă... Nu, fată, i-am zis lui George. Că vorbeam cu George despre date. Nu-mi plac chestiile astea, nu-mi suport. Maria, vreau să te ajute. Maria, înțelegi că cineva ți-a dat un date pentru că persoana aia nu are cu cine să meargă? Nu are și mai bine ți-l-o dat. Păi da, și dacă avea, nu-l dona. Păi și normal. Logic, dacă avea, nu ți-l dădea. În capul meu nu-i logic chestia asta, nu-mi place. Ar trebui să fie logică. Oricum nu vin de viață. Domnul Radu și Xenia, dați-mi mie, dă-mi mie. Păi noi oricum trebuia să avem un date de încurajare, nu? Bine, băgați-mi cuvinte în gură, vorbiți voi și... Dar nu eram doar în jos toate femeile. Dar nu mi-am zis că am zis în idei. Eu am spus că nu am ucine, că Andrei a fost descalificat. Și cerut eu să mi-l dai și nu știu. Nu mi-l cerut, îmi dau așa. Mă plânge Bianca. Dar și dacă el ai fi cerut și ai fi zis care era problema. Nu, eu nu vreau chestiile astea, nu-mi place să accept chestii la oameni. Ce a fost? Că nu a fost de tu ei. Da, auzi, Maria, dar mai simte? Că nu a fost, nu i-a luat plătit. Dacă te-am întrebat dacă ești de acord. Dar tu aveai variante. A, era ideea. Nu, nu era altceva. Are varianta. Varianta și el câștigase atunci. Și el putea să le câștige. Oricum noi acum ne certăm și ne ducem o luptă cu Maria pe banii oamenilor cumva. Poate oamenii ne dau nimic. Maria, stai liniște că stai acasă. Mulțumesc. Ok, am închis. Asta e. Maria. Da. Deci credeți la dacă aveți... Xenia și Radu au avut date. Da, dar nu au avut pentru că au...
trebuia. Ei au avut că el a fost o surpriză. A fost altceva. Și surpriză pentru ea. Aia era ideea, pentru că ea atunci a avut de ales. Băieții au zis nu. Până la urmă a zis și Ionuț nu, ca să-i lesi, era altceva. Nu, a fost altceva. Așa, Ionuț m-a sunat pe mine. Bine, ca mă interesează, de... Radu, nu, păi, mă interesează. Mă era doar ideea în sine, că voi nu că l-ați fi meritat amândoi. Așa s-a întâmplat să fie. Dar ce, eu l-am meritat? Andrei sau ce? Eram lider, na, date. Nu, eu nu merit nimic oricum în viața asta, sunt conștientă. Alexandra a început. Dar nu e adevărat, anume, că nu-i pe merit, de asta și zic. Că a fost. Dar nici pe donații nu-i donații, este un date acolo. Auzi, dar nu vedeți serios. George mi-a spus chestia era de date. Când i-a luat-o așa. Contează, cu zis Bianca să ne dea. Dar eu nu vreau să iau, dacă îmi dă cineva ceva, eu nu vreau să iau. Dacă primești un cadou de Crăciun, păi, dar Bianca, îi vezi pe Andrei aici. Dar oricum ea nu mai avea date-ul, ai logic. Dar poate nici nu mai există date-ul. Degeaba oricum nu mai avea date-ul ăsta, că n-avea cum să mai avea. Fiecare date e personalizat, oricum că făceau vouă date. Maria, dacă primești un cadou de Crăciun, tu ce faci cu el? Îl dai înapoi spre nu? Ai, exagerez. Nu, asta n-are legătură. Măi, vrea să fie date-ul pentru ei pregătiți, nu să-l... Da, bine, o să vin cu d-aia. Nu, e că... Maria și gata, mă termină. Gata, am rezolvat. Bine, atunci rămân cu date-ul meu, ăștia băiatul nou și îl scot în prima zi când vine, îl scot perfect, în oraș. Perfect, gata, am încheiat subiect. Vorbești serios? Păi da, dar dacă n-am cu cine, o să vină un băiat nou și o să ies cu el în oraș. Indiferent cine ar fi el. Indiferent cine ar fi el. Păi de ce, doamna Andreea, vin băieți urâți aici? Nu. Deci nu vrei de Maria. Deci nu ești interesată să te vezi cu el în afară, să stai și voi de vorbă, să vorbim. Ba, eu am precizat ceva. Chiar vorbesc chinez aici sau cum, adică că nu vă înțeleg. Ești în loc pentru o chestie care o ai tu ambiția asta că nu vrei tu de la cineva. Cum faci de obicei? Să vorbești cu George în orice colț, gen oriunde. Dar lăsați-mi în locul tău, iar și Bianca, dă-l coaste pup, dă-mi în mie, mă duc eu cu George. Dar ia mă știu, eu nu accept, măi, omule, tu nu te dai George accept. Ce? Ce? Nu a plătit Bianca de asta, este o mea sunce. Îmi place ideea. Să spună că după aia să spună nu am dat un date. De ce să spună asta? Orice, nu vreau să... Știți că Maria de aia nu a făcut și cadouri pentru George să nu se ia după noi alerate din casă. Maria are un suflet prea bun. Nu tot timpul ar trebui asta. Cum mai ajuns la această concluzie? Păi nu, nu vrea de la nimeni. Ea vrea să fie independentă, să nu facă nimeni nimic pentru ea. Ea vrea să ajute, dar nu să fie ajutat. Da, păi nu am făcut eu asta. Nu, dar ea să pătească ea de aici. Suflet curat. Va fi de aici, să dea. Ce bun. E călugărie. Maria, poți să-l iei, dar plătești tu. Într-o zi, promit. Într-o zi. George, vrei să-ți dăm ție date-ul ăsta, dar cu oricare altă fată? Nu, cu Maria doresc. Uite că Maria nu vrea. Maria nu vrea cu tine. O să vrea și Maria. N-a vrut acum, înțeleg. Se pare ok atitudinea ei, George? Ei lui George. Din moment ce o deranjează pe asta, nu pot să o critic sau să spun. Cu toate că mi-aș fi dorit un date, dar asta e decizia ei. Ați luptat foarte mult pentru un date. Așa considera că e o donație, nu știu. Pentru mine ar fi fost primit, era un date. Eram noi doi. Da. Deci, Maria, nu vrei acest date, vei aștepta să primiți voi unul special pentru voi. Bianca, dacă următorul băiat care va intra, când va intra, indiferent pentru cine va intra, va trebui să mergi cu el la date, dacă el va accepta, bineînțeles. Și bineînțeles că nu va fi un date peste noapte, ci va fi un date. Cum aveam normal. Și cu Andrei. Da. Normal. Nu era peste noapte cu Andrei. Rău de tot? Dar mai bine că spusese și gândul. Da. Hai să terminăm materialele cu Sorin și Bianca. Mai sunt. Este unul destul de intens din camera roșie. Nicoleta? Da. Vrei să-l vezi pe Sorin așa mai supărat, mai nervos? Vreau să-l văd și așa, da. Da? Bun, hai să urmărim împreună. Dacă eu ca femeie îi spun Nicoletei, Sorin nu te merită. Părerea mea. Ea poate să o asculte și să nu o asculte. Și dacă mă întreabă de ce? Păi pentru că nu a făcut asta, asta și asta. Ea poate să asculte și care să nu asculte. Chestii care pe mine deja nu mă interesează. Eu acolo nu mai intru și nu am nimic cu tot asta. Cred că deja se vede aici, din afară. Dacă am vorbit aici și am vorbit, m-am limitat la destul de multe chestii, dar m-am gândit foarte bine, dacă o să continui, o să schimb foaia total. Și ce are asta cu mine? Tu așa vorbești de parcă pe mine m-ar afecta. La lacrimi o să ajungi, crede-mă.
Păi ce, n-am ajuns până acum la lacrimi? Să ajungi mai rău. Deci tu mă ameniți că eu o să plâng în emisiune? Păi eu ce faci? Eu spun, dacă tu mai ai treabă cu relația mea cu mine și cu Nicoleta, dacă ai o părere... Voi ați confrontat cu camera și cu nu știu ce. Dacă ai o părere despre ceva ce fac greșit sau eu știu, păi da, fată, dă-ți-o. Păi eu le dau. Dar nu încerca să pui într-o lumină anumite chestii sau... Eu nu le pun sau... nicio lumină. Ba, da, le pui. Așa eu vorbesc, așa eu gândesc. M-a amenințat. Zic că dacă mă bag în relația lor, o să mă facă să plâng eu. Așa. Fetelor, adică eu n-am mai văzut așa persoană să fie atât de atacat din cauza altei persoane. Mai ales din mine, știi? Și chestii din astea deja s-a făcut plictisitor. I-ai pus gând rău, Bianca-i? Poate vrea să descopere și alte chestii de la mine. Păi am fost amenințată și exact în aceeași zi, pe conexiune, a dat-o el cu atacuri din afara emisiunii, cu chestii despre că nu mă iubesc nici părinții și de acolo s-au început jignirile mai grave, să spunem, după amenințările lui din camera roșie. Până atunci nu au fost așa jigniri din astea. Din cale afară. Mai sunt și alte lucruri cu care ai putea să o ataci? Nu mai poate, doamne. Nu, vreau să o las în pace, doamna Andreea. Vreau să nu mai port un dialog cu ea, vreau să-și vadă de viața ei. Să încearcă și ea să-și găsească o persoană, fai frumos, să-i acorde timp și dacă are ceva, dar fără intenție, ceva așa ce se întâmplă, sau știu, să-și spună părerea, că de-aia suntem aici. Dar nu pisă, loagă și așa să te sâcăie toată ziua, de parcă alt scop nu are. Că m-am plictisit deja de chestiile astea, sincer. Am spus frumos, m-am spus și dumneavoastră, am discutat, ne-am spus defecte, calități, ok, am vorbit. Dar termin odată, că deja ajunge. Termin. Uite, acum ai vorbit foarte frumos și foarte clar. Am mai spus chestia asta și înainte. Am cerut chestia asta și am cerut-o frumos. Atât. Și am spus și, nu se va opri? Și în camera roșie i-am spus. Ea a spus că, vai, că m-am menis, că nu știu ce. Nu, eu ți-am spus, dacă te vei mai băga sau dacă vei mai avea treabă cu Nicoleta. Ea ce a făcut când a venit din camera roșie? Ai văzut cu cine eram când a venit din camera roșie? Am spus că a fost amenințată și mai departe. Erai. Nicoleta nici nu a ascultat discuția. Larisa s-a dus să-i povestească, pentru că Nicoleta și normal nu era interesată de ce am făcut eu cu camera roșie. Și atunci Larisa m-a întrebat ce ți-a spus. Și eu, dar de pic nu spui. Și atât. Asta a fost unica glumă care nu mi se pare atât de exagerată. După toată tensiunea care era în camera roșie, și normal m-am așteptat pe jos și am vrut să mă relaxez. Ce? Enervându-mă pe mine, se relaxează ea. Ea era amăzinele. Dar ce ți-am făcut ție, Nicoleta, pentru faptul? Am zis, nu mai face glumițe când nu ai cu cine să-ți permiți. Când o să vezi episodul, o să-ți pară rău. La adresa noastră, doamne, dar nu o să-mi pară rău de absolut nimic. Păi nu, că vă luați și voi așa din nimic. Dar tu te iei de noi. Voi ar trebui să înțelegeți că eu sunt o persoană care vorbește, care spune gândurile, care nu le face așa cum spuneți voi, doamne, e mai răutate, ție să răutate de nu știu unde. Îmi spun părerea, dar dacă voi vă atacați, voi vă atacați. Stai, o părere bună niciodată nu mai la adresa. Până acum n-ai vorbit, acum acum încep mai să scurt, vorbesc. Spuneam că eu sunt persoana care vorbește, sunt destul de sinceră și deschisă și nu am problema asta ca să-mi țin gura, să nu spun că nu știu ce. Sunt oameni cu care, la care le-am dat păreri și care nu s-au atacat atât de mult cum faceți voi. Cum faceți voi? Eu nu ți-am zis să taci, poți să-ți pui părerea. Cum nu? Dar mi-ai niciodată spus o părere acum, bună, tu chiar nu ai tot timpul doar răutate. Crezi tu? Dar da. De câte ori a spus de bine, a făcut și complimente. Continu doar răutate. Chiar priveam, auzeam un promo unde eu la toți le fac mereu complimente, le spun de bine una alta și tot răul țineți minte. Mai țineți minte și lucrurile bune. Sorin, dacă nu se va opri și vă va ataca în continuare... Nu mai băgăm în seamă, doamna Andreea, și v-a dat și seama cât de penibilă este. Și gata, că m-am plictisit eu de cât mă jignești. Vă rog frumos, cineva. Mai am cu voi, să le iau mai încolo, vă mai las un pic un respiro? Da? Ce? Materiale. Vă rog să dați, da. Nu-l văd pe Sorin într-o stare tocmai bună. Sorin este într-o stare foarte bună, doamnă Andreea. Dar nu jignești. Cum? Dar nu jignești. Astea sunt jigniri? Mai devreme ai jignit. Și astea-s jigniri, atunci... N-ai vorbit urât mai devreme. Pare că am vorbit atât de urât, sincer. Nu știu, din punctul meu de vedere, când îl pomenești pe necurat într-un sens urât și nu zici, nu știu, ceva așa, o vorbă pe care o avem... cu toții din popor, așa ne mai apucă să mai zicem, și îl folosești într-un mod
Cu răutate. Cer eu scuze că am vorbit urât. De anume? Cer eu scuze că am vorbit urât. Ah, super. Dar totuși, vă mai las un pic. Da, bănuiesc că ne cer nouă și telespectatorilor, nu ei. Siguranță, logic. Despre ce vorbim? O persoană care instigă după aia să vină să ceară ea scuze de la persoana respectivă, mi se pare jenant. Eu ție ți-am cerut scuze, cred că de vreo 3 ori atunci cu karma aia și tot mi-o aduci în discuție încă de atunci. Tu mie niciodată nu mi-ai cerut scuze pentru nimic. Asta nu e o jignire. Păi... Cred că nu ne mai dăm seama care sunt jignirile și care nu. Ce aveți? E nici penibilă, nu-i jignire. Jignire? Se zici nici că asta. E penibil. Nu, dar abia te mai ține scaunul. Când spui despre o situație că e penibilă, mai cum ai? Da, nu e. Mă rog, gata. Că e penibilă, mi se pare puțin. Gata, gata. Xenia, ce faci? Bine. Cum ești cu Kinga? Prietene. Bine. Suntem bine. Kinga, tu de asta ai început să mănânci multe dulciuri? Le mâncăm împreună, noi. Iubit nu ai, prietene nu mai ai. De asta îți iei pungile de chipsuri? Da, e mai puțin zahăr. Chipsurile mai puțin, da? Nu, chipsurile așa puțin. Păi da, dar au nenorocirile alea, uleiul ăla, saturat, nesaturat, ce e acolo? Bombă calorică! Ia zi, Sorin, ce e într-o pungă de chipsuri? Nenorocire. Exact ce a zis dumneavoastră. Ce să faci, de să bătai ziua mea, în care pot să mănânc ce și vrei să... În unele cazuri, mai bună ciocolată decât chipsuri. Ia auzi. Dacă e cu un procentaj ridicat de cacao... Și îți dă și, îți activează și un strop de serotonină. Și vei fi fericită, vei zâmbi. Nu de alta, dar să știi că băieții de aici din casă au remarcat ceva. Hai să vezi ce au remarcat băieții despre tine. Ia auzi, mă, că Nicoleta mi-a pregătit mâncare și a mâncat Kinga. Ce mai bagă Kinga în ea? E la diet. Dar cred că orice-i duci... Mi se pare că e mai mare acum, s-a mai îngrășat de față de atunci când am intrat eu în casă. Pe bune, ți-a părut Kinga grasă? Kinga, da. S-a mai îngreșat, nu că e grasă. Am mai pus pe ea. Robert, a dat o pe bune, ți se pare că te-a zis și în fața asta. Mai eram în continuare? Am slăbit foarte mult. Hai, Kinga, cum poți să-și că ai slăbit foarte mult? Da, am avut 59, când am ieșit, m-am 53. Mie mi se pare la fel. Da. Când ai venit, aveai 59 și acum 53? Da, eram foarte făcut, adică aveam spatele tot, acum am slăbit. Păi, cred că era masă musculară aceea. Cred că mă slab. Și cred că ai slăbit din masa musculară, nu? De se vede așa, da, cum știu, zic băieți. Mai... Dar ce vedeți voi așa, pricepuților, repede s-a îngrășat? S-a îngrășat, Sorin? Eu n-am zis că s-a îngrășat. Nu te întreb pe tine, că tu ești cu sala și cu așa. Nu, nu văd că s-a îngrășat. Dar a ieșit un pic așa, din formă. Da, din formă. I s-a mai dus din... nu? Ca la fiecare care se ocupă de treaba și eu sunt în aceeași situație. Sunt conștientă, știu, nici mie nu-mi place cum arăt. A, da? Și tu crezi asta? Da, adică oricum nu mă plac mai atât de față cum arăt. Nu. Dar te afectează să zică cineva asta? Nu. Adică... Robert spune asta, care el este gras. Adică oricum i-am spus și lui Robert când a intrat în casă, că e cam gras. Asta care e gras. Radu, s-a îngrășat Kinga? Nu, e la fel. Are nicio... Dar e frumoasă și tenină și dulce și tot. E un înger. Nu vreau să mă dezvolt subiectul, deoarece nu-i face cinste Xenia. Nu bine. Se simte deloc bine. Bine. Am înțeles. Abordez eu subiectul? Pot? Da. Da? Bine. Nu de alta, dar Kinga a avut o discuție cu Nicoleta în casă despre Xenia și despre tine. Poți să zic eu ce a zis? Nu. Dar poți să-l comentezi după. Da? Bun, hai să privim. E o diferență mare cum se comporta el. Dar în ce sens? Era mai drăgăstos cu tine? Chiar mă simțeam foarte important. De ce nu îi zici? Nu vreau să o rănești. Dar asta vine de la sine. Și crezi să vrei să... Cred că eu cum sunt mai mărunțică, mai mică, păi de-aia îți vine să faci gesturile astea. A, păi nici nu e foarte înaltă sau foarte, știi? Da, dar se vede mare diferență, de asta nu cred în el. Păi și de ce nu-i zici lui Xenia? Că fără răutate, dar tu observi diferența aia și nu vrei să sufere pe urmă.
Știi cum e? Nu vreau. Nu, dar eu dacă am o prietenă și văd că ceva nu e ok sau văd că nu-i oferă băiatul atât de multă atenție cât ar merita, asta e că eu aș zice că nu vezi că ceva nu e ok. Mai bine discută cu el, vezi care e problema. Nu-i spui. De ce nu-i spui? Da, că am spus-o chiar în ziua respectivă, părerea asta. Când a fost filmarea, dar eu știam părerea ei, știam, mi-a mai spus de multe ori că el era altfel față de ea. Eu știam chestia asta, nu știu de ce a zis ea că nu sau că nu mi-a spus. Eu știam părerea ei. Nu știu, doamna Andreea, eu sunt de părere că când îți place de o persoană, trebuie să te comporți cu toate fetele la fel. Depinde și de persoana cu care tu interacționezi, de fata cu care îți place. V-am spus, am mai repetat lucrul ăsta, eu nu o văd pe Xenia, nu mă schimb pe mine. Asta nu înseamnă că trebuie să fiu la fel de drăgăstos sau să-mi arăt drăgălășenia în același mod. De exemplu, cu Kinga nu mi-arătam drăgălășenia cum mi-arăt cu Xenia și nici invers, pentru că nu se compară fetele între ele. Ele sunt diferite total ca și caractere. V-am spus, mie nu mi se pare, chiar dacă Xenia îi place, e un nou genul de femeie la care să mă duc cu inimioare făcute din șervețele de masă. Erau făcute din dragoste. Din suflet, dragă. Mă rog. Înțeles, da. Uite cum am comportat cu tine. M-am poate comportat și cu Nicolas la date. Și eram eu. Poate pentru ea am alte gesturi mult mai drăgăstoase. Iar urmează sau va fi frumos, diferit. Tocmai de ce nu mai vreau să-mi dau cu părerea că nu vreau să-mi pun eu o etichetă greșită sau să mă asociez cu o fată răutăcioasă, frustrată și... Eu am avut trei relații serioase și în fiecare am fost altfel cu băieții cu care am fost. Cu toții cred că am avut relații și nu ne-am comportat la fel în toate relațiile. Tratăm persoana de lângă noi diferit, depinde acum și cu cine interacționezi. Să o cunoști, asta înseamnă să o cunoști. Să vezi, bă, e bă, genul ăla de fată la care să mă duc cu hârtie de masă sau fac ceva mai serios pentru ea, nu? Tu ai vrea, Larisa, un șervețel în formă de inimioară? Da, mie mi-ar plăcea. Te ștești cu el la gură după ce mănânci. Ce-i? Dar eu nu mănânc, deci o să-l păstrez. Ah, cumpăr un pachet. Și le fac eu singură. Și da și nu. Nu tot timpul. Un gest, da, era drăguț. Vrea și un cadou mai scumpuț, dacă se poate. Nu, că mi s-a luat. Papuce, nu? Aici voiam să ajung. Unde? Unde sunt? De ce n-am văzut? Eu i-am prezentat, îi voi purta, i-am spus. La o ediție chiar o să iau în picioare. Da? Bine. Da. Ionuț. Da. Este Larisa o fată matură? Da, a început să devină matură. La început, chiar dacă părea că e matură, nu era atât de matură, când am cunoscut-o eu. Dar a început să maturizeze cumva și experiența din Casa Iubirii a făcut-o cumva să se maturizeze. Dacă Nicoleta ar fi fost în casă de mai de mult, da, te-ar fi atras atenția? Nu, pentru că, vă spun sincer, Nicoleta nu mi-a exprimat nimic când a venit, ca și fată. Nu știu, da, poate nu trebuia să-mi exprime, dar, real vorbind, nu mi-a exprimat nimic. Sorin are o altă părere. Hai să o urmărim împreună. Ești gelos? Ce ai? Sigur, Nicoleta... Eu gelos. Nicoleta cu Ionuț, cred că e ultimul cuplu care l-aș vedea. Eu nici nu-l pot vedea. Păi el îl văd să placă o fată ca ea. De ce, Nicoleta e o fată super. Nu, dar pe el asta o insinuat când... Tot timpul, când... Ce-și dorești? Fată rezervată, ca lumea, să nu fie atât de mult cu cluburile, să nu facă prostii, să nu din asta. El asta a spus tot timpul. De asta s-a despărțit de Larisa. Da, eu m-am exprimat când doresc asta, dar, repet, nu spun cumva că Nicoleta nu e o persoană frumoasă sau o fată frumoasă. Din contră, e foarte frumoasă, doar că contează și să te exprime ceva persoană de lângă tine. După cum bine știți, Larisa e o persoană care chiar exprimă și asta m-a atras foarte mult la Larisa. Sorin, crezi că i-ar fi plăcut o fată ca Nicoleta în sensul de... Așa, felul ei de-a fi. Caracterul ei. Care e diferența dintre Larisa și Nicoleta? Nicoleta e mai rezervată puțin, Larisa e mai dezvoltată. Nu zic că ăsta neapărat e un lucru rău, depinde de preferințele fiecăruia. Unde ne regăsim? Bun, iar pe Ionuț l-am auzit de multe ori că îl deranjează chestiile astea. Adică da, nu am zis ceva rău acolo, corect, sau eu știu. Larisa poate deveni cumva un pic mai rezervată atunci când e cu mine într-o relație sau cu un alt băiat într-o relație, pentru că Larisa sunt sigur că și ea își dorește o familie și își dorește ceva serios în viața ei.
Și e clar că cât e singur poți face absolut ce te taie cap. Dar atunci când ai un pic de maturitate în tine și conștiință, e clar că devii o persoană matură și normal. Poate m-aș schimba și eu puțin. Poate, zic. Tot nu înțeleg. Care e diferența? O să vă zic eu. Nu, Sorin. Diferența? Dintre ele două? Da. Păi asta ce-am spus acum. Nicoleta mi-a rezervat, mai vede mai de treabă, nu a interesat atât de mult cluburile, chestiile astea. Ea e mai liniștită, eu sunt mai nebună puțin. Mai liniștită, Larisa e mai nebunatică un pic, mai... Așa, mai... Acum am înțeles. Ești prea mult în club? Nu, eu nu am... Nu. Mă duc să mă distrez acolo. A făcut twerk pe sârbă. Cu Maria. Nu vreau să mă schimb așa pentru... Nu, asta e viața mea. Dacă o acceptă cineva, ok. Dacă nu... Sănătate. Asta e. Viața ta, o dată în săptămână în club. Doamne, ferește, nu știu, toate mergem o dată. Cred că aici, nu știu, 70% din fete care sunt așezate aici merg o dată în săptămână. De la începutul emisiunii până acum s-a schimbat foarte mult Larisa și mult mai rezervată decât am cunoscut. Oricum, Sorin e de părere că ce are el nu are nimeni. E logic. Nu e ca și cum... Ieșiți, bă, frate, privație. Aia ar trebui să fii și tu. Sincer, și fiecare de aici. Doriți, exact, da, trebuie să fii cumva și tu normal și să vorbești cum trebuie, nu că el și-ar dori 100%, el e... De unde știi tu că îmi dorești 100%? De unde pentru mă asta a exprimat, mine? Pentru că în momentul în care ea ieșea în club sau făcea ceva, ea trăgea atenția următoarea zi pe conexiune. Da, da, măi, dar povesteam, că... vorbeam, adică mie mi se părea normal să... Da, dar nu mi se pare că am zis că... Eu am zis că da, i-ar plăcea o fată pentru că și-a exprimat chestiile astea. Păi, adică dar n-ai zis nimic greșit. Ai dat-o cumva că mi-ar părea mie rău, i-ar plăcea o fată, dar acum ce să fac, a luat-o pe Larisa? Da, exact așa am dat. Mi-așa mi s-a părut. Mi-am dat o părere și exact... Toate părerile le iei așa. A fost o părere, frate, pur și simplu. Da, ok. Părerea mea e că nu m-aș potrivi cu Nicoleta, nu am nimic cu fata, i-am și spus, dar nu e genul meu și atât. Eu cred că dacă toată lumea din jur ar putea să vadă ce e sufletul nostru cu adevărat, și-ar dori toți. Asta da, dacă am vedea, da, dar așa cum nu exprimă mic, nu-mi doresc sau să am ceva. Noi mi se pare că exprimăm... Corect, da, e părerea voastră, fiecare are părerea lui. Mie mi se pare că nu exprimă nimic. E așa fiecare și are părere despre că exprimă fiecare. Da, da. Nu exprimă părere. Nici el, nici ea sau nu exprimă nimic împreună? Împreună, nu mi se pare că exprimă ceva special, așa, măreț. Este simplu, liniștiți. Ne înțelegem prea bine. Da, poate, bine. Asta, e până avem nu avem ce, nu ne contrazicem pentru că discutăm, așa, comunicăm tot timpul. Eu știu, ne vedem de treabă mai frumos, de relație, încercăm să ne cunoaștem cât mai bine și așteptăm momentul să plecăm de aici, să ne continuăm viața frumos. E imposibil într-o relație să ne discuți. Preexistă relații perfecte. Da, dar am zis că comunicăm, am mai avut contrazicere, am mai avut și noi momente, dar am comunicat. Da, bine, cred că eu nu te referea la a exprima altceva. Da, exprima iubirea și chestia de genul ăsta. Nu mi se pare că exprima asta. Nici în ultimul date pe care l-am urmărit ieri? Care, la jocuri de... Nu, nici. Au fost doi prieteni care s-au să joace. Ce a fost de special acolo? Pe bune, adică nu am să apuc ceva special. Acum am fi... Nu știu când am auzit pe alții vorbind de planuri de viitor, de copii, de ce vor face de una alta. Nu știu ce exprimă ei, sincer. Exprimă că sunt prieteni și că n-au sentimente unul față de celălalt. Gen că, da, nu ne iubim, nu suntem nici îndrăgostiți, vedem, ne atragem, chestii și chestii. Nu știu ce exprimă alții în casa iubirii, sincer. Ca să se ia de ceea ce exprimăm noi. E banal, cumva. M-a întrebat dacă ce consider eu, nu mai iau de tine. Tu te atași prea tare la orice eu. Nu mă atac. Eu păi lasă-mă că doamna Andreea m-a întrebat pe mine ce, cum mi se pare. Eu am spus că mie mi se pare că tu și relația ta nu exprimi nimic. Și tu ai terminat de spus și eu ți-am spus. Nu, încă vorbeam, dar ai venit cu peste și țip mereu, cum faci mereu. N-ai dreptate, eu nu țip, ci... De ce crezi că au avut discuția legată de copii? Stai că eu vreau fetiță, stai că eu vreau băiețe. Nu știu, că nu pot să intru. Că nu exprimăm nimic de aia. Ok, atât? Mare lucru să zici de copii. Eu când am întrebat este o discuție în van? Da, poate, se poate fi, da. Se poate lua așa o discuție. Poate că toată e mișto să vorbești de copii, că și eu am mai intrat-o pe Larisa, ce copii ar, cum ar vrea să fie, ce nume ar pune și de-astea, adică... Dar nu e vorba că ne gândim la copii și că ne gândim serios să facem un copil. Stai, nu, dar a fost amuzant când a spus de gemeni. Doamna Andrei, erau copilași în jur, era și normal cumva să ne... Da, adică e din context cumva, nu e ceva... Nu, nu e din context, pentru că nu e prima discuție. Ce faci, Laura? Doarme. Ești și tu aici, cu noi? La ce te gândeai? La nimic. La nimic? La nimic, nimic?
Nici la lista de la făcută pentru piață, ce ai de luat de la piață, de la... O ascultam. Îi ascultai? Vorbea, da. Nimic, nici ce o să faci în weekend, nici nimic, nu se trecea prin minte nimic. Când te duci la te somn, te gândești la pernă, că o fi moale, o fi tare. Nimic, nu te gândeai la nimic, nimic. Vrei să te fac eu să te gândești la ceva? Da. Vrei să-l vezi pe Emanuel? Ce fel a reacționat după ce a ieșit din camera roșie cu tine? Da, vreau. Da? Hai să urmărim. Ia zi-mă, amorezatule. Mi-a zis că îi place de mine. Jur. Deci nu vă mint. Nu te rog, gradule. Și tu ai spus că îți place de Alexandra. A? Și tu ai spus că îți place de Alexandra. Nu. Păi mi-au zis că am văzut ce s-a întâmplat cu Alexandra și mie nu-mi place să te fugrești. Și am zis, eu nu pot să mă schimb pentru altă persoană. Cu ea era o metodă diferită de a ne și cunoaște. Și pe mine era in. Era in, joacă. Era in. Cu noi poate să fie ceva mai serios, ceea ce căutam, ce lipsea de la Alexandra. Știi? I-am dat-o așa. Adică că seamănă foarte mult și băia completează ce. Da. Da. Doamne, dar Alexandra nu mai e în casă. Nu, nu, nu. Nu zic că Laura seamănă foarte mult cu Alexandra și cumva completează pachetul. Da. Au zis Robert că ale ăsta, Laura îți dă ție numai reci. Dar el stă cu iceberg în braț. Adică, fetele de teapa Alexandra, adică cum arată Alexandra, Laura e perfectă. Adică da, Laura chiar seamănă rău. Seamănă ca două linii paralele. Da, de Laura, nu? Da. Seamănă perfect cu Alexandra. Are ochii verzi ca ea. Da, da. Aia e singura diferență, că rest seamănă. Ce urât, penibil mi s-a părut, că așa mi-am văzut-o eu, dar nu într-un mod rău, dar că mi se pare că e, pare că e fiica mea. M-am ridicat în picioare, ne-am uitat în oglindă. Și îți venea pe la buric. Bă, până aici ești nebun la cap. Bă, e cam aiurea, că este, asta e puțin ciudată, e cam nașpa. Adică să umblu cu ea pe stradă și să zic că... Își ia tocuri de 4 și... Adică n-am o treabă cu o fată să fie mai mică decât mine, dar mi se pare că e exagerat puțin. A, deci... Tu nu o vrei, cum ar veni. Bă, nu, vezi, bă? Nu că nu o vreau. Până acum spunea de noi că nu voi știți așa, că am voi zis spuneți că voi dezi. Eu tu vii cu motive de genul ăsta. Îmi place de ea, îmi place de ea, cumva. Păi da, mă revează că e pe păi da, e puțin... Tu de fiecare. Bă, tipa e bună. Deci n-aveți ce să zic. Mamă, deci cum era îmbrăcată. Mamă, deci arăta bombă. O vedeai dezbrăcată. Nu vezi că are niște picioare. Nu-s lungi, dar sunt frumoase. Dar nu contează, sunt faine, sunt frumoase. Și îmi place, îmi place cum arată, are niște ochi, jur, ochii fac toată fața. Și că nu sunt lungi, dar sunt frumoase. Mai ziceai de bipolaritate. Este penibil să vă sărutați, vii până la buric. Ernia, da, cine ați dat și ernia? Da, mie mi s-a părut foarte urât cuvântul ăsta, penibil. Dar când, până să ieșim din camera roșie, eu i-am spus că parcă sunt un copil pe lângă el, ca și cum aș fi copilul lui. Fix asta i-am zis. Oftezi ușurat, da, răsufli ușurat, că ai scăpat, știi că va veni acest material, da, îți pare rău. Da, și mă așteptam și știu că am greșit. Ai vrut să faci spectacol? În da, fața băieților, show, te-ai văzut ceva, da. Sau? Nu știu. E părerea ta și gata. Dar l-au rapid înainte. Da, este părerea lui, eu așa cred. Nu știu ce să zic. Păi vorbește. Am fost... Abla. E în fața ta, spune-i. Am fost eu penibil, că am dat niște dume, așa. Dar, într-un fel, vreau să par haios, nu mi-a ieșit, că știu că acum se vede nașpa. Și îmi cer scuze. Este părerea ta? Da. Despre ea? A, nu. Trebuie să-mi dau părerea. E o fată foarte... Nu-i sigur. Trebuie să-mi dau părerea? Trebuie să zic despre ea? Nu, tu nu ai crezut nimic din ce ai spus, doar ai vrut să faci pe interesantul. Eu consider oricum că gen avem o diferență de înălțime destul de... Vreau să o invit la dans. Mare. Acum? Ah, ce repede, gata, te cred. Te cred, am vrut să văd dacă vrei. Te duci cu pantofie. Deci ai vrut doar să faci pe interesantul, nu crezi da, asta cred despre că. Ea? Eu adică da, dar nu mi-a ieșit. Dar te interesează să o cunoști în continuare, așa, nu știu. Am ajuns, cum am zis și ieri, la concluzia că eu sunt un băiat foarte grăbit și mă grăbesc mereu cu concluziile pe care le dau. Și că vreau doar să stau liniștit, să mă calmez puțin și să văd pe parcurs ce se întâmplă fără să mai zic da, nu, da, nu, da, nu, pentru că asta cred că e defectul meu cel mai mare. Adică să ajung, să mă grăbesc foarte rapid în ceea ce zic. N-ai cum să te grăbești.
repet. Da, oricum păi, problema că mă... nu te agrăbe nimeni. Păi aia zic, mă grăbesc eu. Mă grăbesc eu de fire. Cum sunt eu, că așa ajung. Probabil nu sunt destul de matur ca să ajung la anumite... Sau poate nu ești atât de foc pe ea. Nu, pe aia e problema, că nu știu nici eu. Și cumva, dacă mie o reacție, mi se pare că, nu știu, o persoană îmi dă o reacție pozitivă în momentul ăla, problema mea e că eu sunt, o duc la extrem, adică sunt super fericit. Dar dacă se întâmplă ceva, după aia zic, nu, nu-mi convine. Da, adică ajung direct și mă exprim tot timpul. Decât să-mi țin eu anumite chestii în cap și cumva să le socotesc la final, îmi dau sentința direct și cred că asta... Trebuie să te grăbești mai încet. Da, te mai grăbești repede. Mai grăbești. Am așa, sunt o... Da, eu cred eu l-am corectat în sensul că a zis greșit. Eu, tu ce faci? La... Te duci mai departe și mai departe. Ha, dar măcar zâmbește și tu sau fă o, ceva, un gest cât să se vadă că noi te credem pe cuvânt. Mă rog, dacă nu ești tu decisă, știi că Laura este decisă. Te rog, privește. Deci tu cu Emanuel nu mai vă cunoașteți deloc? Rămânem prieteni. Ca iubiți, gen. A, ca iubiți, nu. Scurt. Clar. Ce rapid a fost ăsta. Eu am făcut ca un bandaj. Ca un, știi? O fermoară. Păi de asta e, că cred că ți-am transmis mie boala mea ție. Că ai zis îmi place de el, dar ca iubiți, nu. Da, ca iubiți, nu. Păi da, îmi place de el ce înseamnă? A, îmi place de ca prietenesc. Îmi place de tine, am zis că ești drăguț, dar nu știu, nu... Ca și iubiți. Nu? Oricum, Emanuel, o zis el, ca iubiți, suntem penibili. A spus de tine că ai mai mult, gen, el caută niște lucruri la o fată, dar ai puține din alea care le caută el, știi? Predomină alea mai pentru puțin. Că și el zisese înainte că mă vede ca o prietenă, ceva de gen. Păi da, dar nu te lua după ce zic eu. Tu ce simți? Că vreau să văd și de la tine. Tu ce simți față de mine? Adică, nu că ce simți, că n-ai ce să simți, dar ca cunoaștere, așa. Adică ești exact ce ai zis momentan tu aici? Momentan îmi place ca și prieten. Dar crezi că ea nu este influențată de, nu știu, păi da, probabil aia mă gândeam, că probabil ea e influențată de... despre ce am zis eu și na. Probabil eu am da, greșit normal, și mi-asum. Și despre și ce ai zis tu. Accept, păi, Laura. Tu primul care a spus da, tu despre ai fost cunoașterea primul. Asta, da. Că gata, s-a terminat. Păi și acum te aștepți ea să spună, nu, hai te rog să continuăm. Și de-aia retific, că problema a fost la mine, că eu am grăbit lucrurile cu niște concluzii care nu trebuia, sunt prea premature, înțelegi? Și probabil și pe asta pe tine te face să fii așa față de mine și de-aia înțeleg. Așa că, de acord, că putem să fim prieteni și după aia vom vedea. Că eu nu mai zic da, nu, da, nu. Eu nu mai zic nimic. Vreau să vedem. Dar mie nu mi se pare deloc că semăn cu Alexandra, deloc. Eram ironic. Era ironic. Era o chestie ironică. Și eu mi-am dat seama că n-am fost acolo. Glumeam toată lumea, că a început Radu. Emanuel, cred că problema nu e în concluziile tale, dar în faptul că se contrazic. Poți să-ți faci concluzii, dar cumva pe aceeași linie. Dar nu poți să faci o concluzie în contrazicerile lui. Da, și mai multe pe zi. Sau ideal ar fi să se termine ziua măcar și după aia stagiu concluzie. Da. Radu, plânge Bianca fake? O, iar... Da. V-am lăsat suficient. Păi, mai plânge azi? Dacă iar deschidem teme din alea, da. Hai, deschide. Uneori da, uneori nu. Cum asta e posibil? Chiar să așa bun. S-a ridicat de pe canapea în momentul în care te-a văzut că plângi. Iar fake. Hai să spun și de ce. Ha. Consider eu asta. Pentru că tu de câte ori plângi, nu știu cum plângi, dar merge. Merge. Nu te ștești niciodată pe față de lacrimi. Ba, da, ești la un moment dat. Șervețele. Nu îi dai șervețele, dar ea le ține aici și ai... Pentru că le ții acolo să se vadă că plângi, înțelegi care e ideea? Dar că în momentul care plângi, te ștergi, te mai faci, te mai... Nu, ea vorbește plângând și... De cum nu? Șterge, nu? Păi când vorbesc, nu-mi bag mâna pe la gură. Când termin de vorbit, mă șterg. Dar nici eu nu conștientizez dacă mă șterg sau nu. Înțelegi? De unde eu zic, să știu? Radu, dacă persoana plânge și e afectată, cum se poate gândi dacă se șterge sau nu? Data viitoare ar trebui când plâng să mă gândesc să nu uit să mă șterg. Nu te aia și pe tine alea, nu ți trebuie să... Nu știu, în comentarii acolo scriu că eu mă șterg, dar nu mă șterg doar de muci. Adică totul șterg.
Păi, înseamnă că mă șterg, că mai se mai uită lumea. La un moment dat era cadru pe tine, era material la noi pe televizor, era cadru pe tine și tu plângeai și erai și le aveai în gură, le aveai să întisese fundul de ten, machiajul și tu tot plângeai și povestea, adică nu te incomoda și nu le simt, Radu, pentru că gândurile se duc în alte parte. Dar nu e vorba de durere, e vorba când ești afectat. Ce legătură are? Că niciodată nu mi-a fost bine după lacrimile mele. Niciodată nu am fost mândră că am plâns în această casă, crede-mă. Bun. A venit momentul să aflăm favoritul din această săptămână. A venit momentul să le spun telespectatorilor stop vot. Vom afla cine este favoritul telespectatorilor în această săptămână. Oare va fi fată, oare va fi băiat? Ceva păreri? Noi ca întotdeauna sperăm să fie fată. Da. Eu zic că o să fie Larisa sau Bianca. De trei săptămâni spui asta și câștigi tot tu. Crezi că ți-aduce noroc? Eu chiar cred că, spre exemplu, Larisa a avut un parcurs frumos până acum și ar merita să câștige premiul de favorit. E și foarte susținută. Mulțumesc. Și Bianca l-aș recomanda pentru punctul de vedere pe care îl are și activitatea ei. Nu, Bianca își dorește să iasă Sorin. De ce? N-am auzit ce ai spus. Îți dorești din tot sufletul? N-am spus asta niciodată, cred. Doresc foarte mult să câștige iubita mea, sincer. Consider că merită și consider că demonstrează lucrul ăsta și face cinste emisiuni. Ei, noi nu o facem. Celelalte cinste. Ce anume? Ați cântat ce celelalte? Nu fac cinste sau cum? Să-și dorească acum să câștigi tu sau toate fetele. Da, nu, dar ziceam să te cinste. Nu împotriva voastră, a vorbit... Spuneam cinste emisiuni, dar noi ce suntem? Ne da cu piatra noi? Ce, te simți Kinga sau ce? Nu, dar spuneam de celelalte fete, inclusiv și eu. Toate mi-e. Am spus de iubita suntem mea. Suntem șapte fete, nu doar așa, una. Așa, am spus de iubita mea. Păi și cinste emisiuni, dar ce? Eu nu aduc cinste Bianca... Păi nu, și ce ai fi vrut să spun? Să te oprești acolo, în afară de cinste. Nu, n-am vrut. Trebuia să spun și numele tău sau ce? Dar nu, trebuia să te oprești, nu să spui și cinste. Cum vreau. Dar ce, noi ne ocupăm cu lucruri necurate sau altceva, nu merităm sau ce? Nu, probabil o să te ocupi și tu mai mult când noi o să ajungi. Dacă alte tine, fete sunt chiar mai implicate decât iubita ta. Dacă te ocupi mai mult de materiale, eu în schimb, de o vreme nu mă simt și de bine să mă implic mai mult. Sau poate acum vreau să îmi curăț și eu imaginea sau etichetele puse poate de tine sau de alți concurenți. Și punct. Eu ți-am pus etichetă. Da, drag, las că arestul iubirii aici. Niciodată. Mai degrabă văd două iubire într-o prietenie, între Larisa și Ionuț, decât cuplul vostru. Bun. În această săptămână, cel care primește cecul în valoare de 5.000 de lei, cel care a primit cele mai multe voturi din partea telespectatorilor, cel care va fi protejat astăzi în gală, cel care va trebui să decidă cea de-a treia persoană nominalizată spre eliminare. Bianca! Doamne. Felicitări! Mulțumesc mult! Nu mi-am pregătit niciun discurs, deci mulțumesc tuturor susținătorilor mei, celor mai ales care au văzut
altceva, nu doar răutate. M-am văzut sinceră și adevărată și îmbrățișez strâns, strâns, strâns. Vă mulțumesc mult! Cu cine mai votez acum? Felicitări! Mulțumesc! Bravo! Vă duc în club! Bravo! Bravo! Te-am stricat planurile? Oh, am zis așa. Dragi telespectatorii, ați stricat planurile lui George. Voia să o voteze pe Bianca. La, te-am auzit zicând, eu pe cine mai votez acum? Pe cine mai votez acum? De-aia am zâmbit. Ce, zi tare, Radu. Ce-ai zis? De-aia am zâmbit. De ce? Pentru că când vă pregăteați dumneavoastră să spuneți cine este favoritul publicului, am văzut că scria pe pancardă fată și mi-am dat seama. Unde ai văzut? Eu am ochi de vultur. Și te-ai gândit că va fi Bianca, fată, da, fată? Da, da, m-am gândit la ea. De ce? Pentru că s-a vorbit timp... despre Larisa, s-a vorbit despre Nicoleta. De ce Bianca? Pentru Bianca. Că a fost foarte autentic așa în ultimul timp și indiferent de, nu știu, că a fost sincer așa. Adică a spus și a simțit și ce a vrut ea și cred că publicul cam asta apreciază. Nu știu acum, nu zic că a fost corectă, că zic că a fost sinceră și publicul cumva apreciază sinceritate. Sorin, ce părere ai? Eu n-am cuvinte, nu pot să zic nimic. De ce? Așa, pur și simplu, felicitări ei, foarte bine, să folosească într-un scop bun, să se bucure de ei și cam atât. Foarte frumos. Nicoleta? Felicitări. Fără alte comentarii. Dacă merită? Publicul așa a decis, da. Dacă așa a decis, cine sunt eu să vin să... Larisa? Da, eu mă bucur mult pentru ea. Chiar merita. Deci eu tu nu? Chiar... Cum? Tu nu? Și eu, poate, da, eu mă bucur mult pentru ea. Crezi că și-a dorit mai mult decât ți-ai dorit tu? Da. Da? Sigur. Da, pentru că de prima dată am zis că nu mă interesează dacă câștig cecul sau nu, dar ea merită mult mai mult ca mine, pentru că e mult mai vocal aici în casă și chiar le zic eu așa. Eu nu sunt de acord, eu cred că tu ești persoana cu care vorbesc cel mai mult pe aici, prin casă, deci o să pun eu cinste știi tu. Da, fata, lasă, stai calo. Eu mă bucur. Ce o să faci cu banii, Bianca? O să iau un fier de călcat cu aburi, ca să-l folosim, pentru că chiar este complicat aici la noi în spate, așa, pentru noi toate fetele. O să mergem... toate? Păi da, în... A, foarte drăguț. Pentru în vestiar, în vestiar. Dar aveți? Nu-i cu aburi, e cam așa și cam dacă strică hainele. Strică hainele. Nu, nu e. Un fier de călcat așa mai bun. Și... Ați avut și cu aburi, l-am împrumutat eu de la voi. A rămas la am mine? Am avut, da, la început l-am folosit și după aia mi-am dat seama că mi-ar da cămășile și nu l-am mai folosit. A, nu e bun. Da. Vai, Bianca, nu trebuie să cheltui banii să cumperi fier de călcat pentru toată lumea. Am păi nu pentru toată lumea, pentru fete. Dacă vreți, vi-l mai împrumut eu pe al meu, căci poate, poate, cel pe care l-am eu acum e de la voi împrumutat. Bine. Și, de ce o, oricum, adică o să mă împart, o să ieșim în club. În oraș, scoate. Nu, nu, scot fetele în oraș și o să ne petrecem frumos seara, adică eu chiar nu e vorba de bani, cum e vorba de satisfacție personală care am primit-o în această seară. Și ne faci nouă cinste? Recitări. Nu, măi, voi nu. Ești invitat special, te rog să mergi. Mulțumesc. Dar trebuie să te îmbraci în piramidă. Și unde ca noi să ne ocupăm de descalificare. Ca să poți să te pierzi acolo. Dacă se duce Piranda, ea n-are treabă. Piranda poate veni. Da. Să văd dacă Sorin, în caz că ea are și din emisiune, s-ar duce după ea. Fome de bani, fome de bani, băieți. Cumva e și o răzbunare, v-am spus. E tot ce trebuie. E cu toate sosurile posibile. Și cumva asta e o competiție pe care o jucăm așa cum trebuie jucată. Nu mai stăm să mai dăm după gard, îl votăm pe la cel mai slab. Sorin. Da, o votez pe Larisa. Dacă tot e vot pe vot, să fie vot pe vot. Da, mă, eu dacă iubita mea pleacă, mă duc și eu după ea. Da. Voi nu sunteți capabili să faceți așa ceva. Da, mă, da, noi suntem fraieri. Ești fraier, da. Cât cu fake relationship la televizor, mai bine ies afară. Da, asta zic, pe du-te, ca să nu mai cu fake relationship. Logic. Pentru 10.000 de euro nu stau să mânjesc caracterul. Ei vor să ne testeze, nu știu ce, vor să ajungă neapărat
în final nu contează cine ce, dar mă duc liniștit acolo afară. În fiecare zici că n-ai nicio treabă cu mine, ai subliniat asta. Bine, eu ca proasta te cred, e, e ok, îs naivă. Așa e jocul, Nicoleta. Da, 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 așa e joc. Așa hai, joc, respectăm jocul, bine. Stai, mă, liniștit, știi ce? Du-te la școală de manipulare, frate, că ai reușit bine cu fata asta. Ai prostit-o de-ai rupt-o. Sorin și Nicoleta, sunteți nominalizați spre eliminare. Unul dintre voi este posibil să plece acasă astăzi. Dragi telespectatori, gala cu numărul 20. O gală cu eliminare, din păcate. Din păcate pentru o persoană, din fericire pentru celelalte care vor rămâne aici în Casa Iubirii. Nu știm cine va părăsi astăzi Casa Iubirii, dar știm cine are imunitate. Mai exact, Emanuel în Casa Băieților pentru că este lider și Kinga în Casa Fetelor pentru că este lider. Da, puteam să am și eu. Gala trecută a fost o gală fără eliminare. Laura nu și-a putut folosi imunitatea, așadar îi revine această imunitate în această gală. Felicitări, Laura, ești. Mulțumesc. Protejată. De asemenea, favoritul telespectatorilor, Bianca, este protejată. Nu știu dacă v-ați făcut planuri sau nu. Sper totuși să votați exact așa cum vă doriți voi. Vă rog din suflet să fiți sinceri. Cu voi, în primul rând. Votați persoana pe care voi o vreți afară. De aici, din această casă. Bun. Fetele vor vota un băiat pe care nu și-l mai doresc aici, în această casă. Iar băieții, o fată pe care nu o mai doresc aici, în Casa Iubirii. Bianca, favorita telespectatorilor. Va trebui să nominalizezi o a treia persoană, iar astăzi poți vota, bineînțeles, ca și până acum, tu poți vota fie fată, fie băiat. Acestea fiind spuse, să înceapă votarea. Începem cu fetele. Larisa. Să-l votez pe Robert. Din păcate. Nu și-o găsit pe nimeni. Din păcate pentru el. Până vine fata cea nouă, nu am pe cine să voteze și îți dau votul ție, Robert. Nu am nicio problemă nici dacă stau, nici dacă plec. Dar ți-ai dat interesul? Cât mi s-a permis, eu zic că am încercat. Nicoleta. O să-l votez pe Robert. De ce? Pentru că nu a reușit să se apropie, din păcate, de nicio fată din casă. Maria. Tot pe Robert, fiindcă n-am altă variantă. E singura variantă. Mersi. Săracu. Robert, ce simți? Ce crezi? Că cel mai probabil o să plec acasă. Eu așa mă aștept. Stai că mai avem o fată, mai avem o a treia persoană, stai. Mă aștept să am cele mai puține voturi. Oricum. Bianca. Ai mai multe șanse în afara casei, Robert. Sunt mii de fete. Aici doar 7. Și alea cam nervoase. Mersi frumos. Tu de ce ai șanse și el nu? Aia vrut eu să zic, dar am tăcut. Acum e mai complicat să justific și normal. Nu știu... Poate pentru că mă consider mai tare sau poate aici deja doar că am fost întrebată și am dat un răspuns. Să fie așa. Xenia. Tot Robert. Laura. Tot Robert, pentru că în camera roșie mi-a spus că își dorește să plece acasă și că nu a reușit să se acomodeze. Kinga. O să zici oricum orice nume, că nu mai contează. Corect. Robert. De ce? Pentru că nu am pe altcineva și nu-l văd potrivit pentru mine. El pentru mine sau eu pentru el? Robert.
în unanimitate ești votat de către fete să vii aici în față. Mă așteptam. Pare rău? Hai să vedem cu cine. Sau dacă nu vrea să dau Maria și cum mi-a spus el că vrea să dau un el, tot să dau un el, dacă el crede că eu aștept vreun moment. Ai, săracul de tine, că Doamne, pe ce faci? Mi-e frică dacă mă scoți în față. Dai tu. Doamne, mă gătesc, mă, Sorin. Te cheamă, nu, George? Dar deja zici că ești Dumnezeu aici, că tu George? Dai, că tu scoți, că nu știu. Dar dacă nu ai votul lui. Asta e justificarea mea la votul meu. Care nu era votul tău, era votul tău deja despre alte persoane și cum tu ai, te-ai băgat despre alte persoane, poți să mă bag și eu. Simt. Dar ce vot vrea? Ari, să nu te întreba nimeni, între băieți. Cum? Frustrare, între băieți, nu te, bă, okay, nu te întreba nimeni. Calmează-te, frate, că ești prea frustrat. Da, prea votul meu merge spre Larisa, pentru că sunt prea frustrat. Hai că nu te-am întrebat. Vreau să lămuresc cu Ionuț. Ionuț, da. Făcând aceste afirmații, semi-amenințări, nu ți-e teamă să nu se întoarcă? Să nu, nu fie teamă, la nu, fel și cazul... Că... Oamenii o susțin pe Larisa și nu cred că o pune în pericol un om ca Sorin sau ca George. Eu mă consider susținut de oameni și nu cred că mă pune în pericol un om ca Sorin sau ca George. Și cumva asta e o competiție pe care o jucăm așa cum trebuie jucată. Nu mai stăm să mai dăm după gard, îl votăm pe la cel mai slab. Ca ce? Votăm ce ne vine la mână. Și el e conștient că eu dacă o să plec acasă, eu înseamnă că asta trebuie să fie. Nu e ca și când pe mine mă ține misiunea. Adică... Păi nu, atunci ce ziceți asta despre alții? Exact. Măi, el, Sorin, nu fost, Sorin, alții, măi, tu ai voi vreți cel mai mult. Tu ai fost singurul care a zis de aici că uitați-mă că eu o să plec. Da, eu vreau să-i stau. Ca să demonstrăm un lucru. Da, mă, eu dacă iubita mea pleacă, mă duc și eu după ea. Eu, voi nu sunteți capabili să faceți așa ceva. Da, mă, da, noi suntem fraieri. Ești fraier, da. Mulțumesc frumos. Plăcere. Decât cu fake relationship la televizor, da. Mai bine ies afară. Da, da. Asta zic, păi du-te, ca să nu mai cânte cu fake relationship. Logic. Pentru 10.000 de euro nu stau să... mânjesc caracter. Dar de ce e vorba de bani la tine mereu? De ce e vorba de bani la tine? Pentru că asta urmăriți voi. Cine crezi că urmărește banii? Am doi urmăriți. Da, de-aia am luat cecul în continuu și stau în casa asta că am luat cecul de 10.000 de ori. Doar tu apari și spui de bani, de 10.000 de ori. Ai spus în gala asta acum de 3 ori de 10.000. Deci mai spun de 5 ori. Care e problema? Tu vorbești de bani, nu de bani. Nu mai băga 9 vorbe în gură, că tu vorbești de bani. Chiar și peste cărucați, peste cadavre, nu mai să obțineți premiul. De ce? E vreo soră cu mine, Nicoleta, sau tu ești un frate cu mine ca să dăr pe cavat? Mă las, mă împaci, mă plictisești deja cu dumele astea din alte episoade și alte emisiuni. Păi dacă eu spun ție, că n-am făcut deja cu ele. Lasă-mă meu, ce te enervează votul meu? Lasă-mă în pace. Nu mă enervează că ți-l dau și eu înapoi imediat. Păi și atunci la revedere, ta gara. Am terminat. Nu să-l ții. O să-l dai în continuare. Dar normal că să-l dau. Mare chestie. De ce trebuie să vă jigniți? Nu știu. Păi întrebați-l pe el de ce e frustrat pe un vot. Că asta trebuie să facem emisiunea, să dăm vot. Pentru o justificare proastă. De ce? Ce e prost? De-aia. Ce justificare a fost proastă? Da, de-aia a fost proastă. Că nu-ți convine ține, asta e altceva, nu-i puțin că e prost. Da. Ce fi vrut să zică, să mintă? Foarte bine, sincer, nicio problemă. Și eu o să fiu sincer, doar că eu am un motiv pentru care i-aș da votul ei.
ea a spus că mă votează pe mine ca să vadă ce fac. Ok, eu votez și eu pe ea. El n-are niciun motiv. El așa vrea, el de răzbunare, că a spus clar. Da, da, da. Părinte, oricum aveai de gând să mă votezi pe mine, oricum aveai de gând să mă votezi pe mine. Nu aveam de gând să te votez pe tine. Dacă nu dădeai, eu nu dădeai. Simplu. Nu e tot de răzbunare. Puteți să mă votați serios. Știți, fiecare cu voturile lui, competiție. Nicoleta. Da. Ionuț te-a votat ca să se răzbune pe Sorin, pentru că a votat-o atunci pe Larisa? Nu, nici de cum. Sau, poftim? Nu, nici de cum. Larisa a cerut, s-a implorat de băieți să fie votată. Ok, și băieții știu. A pierdut un pariu? Nu, ei vor să ne testeze, nu știu ce, vor să ajungă neapărat. În finală nu contează cine ce, dar mă duc liniștit acolo afară. În fiecare zici că n-ai nicio treabă cu mine, ai subliniat asta. Bine, eu ca proasta te cred, dacă așa e ok, îs naivă. Așa e jocul, Nicoleta. Da, 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 așa e joc. Așa hai, respectăm jocul, bine. Simplu, dai ce vot vrei tu. Suntem singurul cuplu. Competiția așa este, trebuie să nominalizăm pe cineva, nu? În gală. Dacă nu trebuie, nu mai numerizăm da, și gata, stăm liniștiți aici toată viața, tot și gata. Doamna Andreea, dar oricum sunt toate cupluri acum unde de față. Unde dai și unde creapă. Nu mai există nimeni, numai cupluri sunt, dacă vă... Dacă Bianca, ce ai spus, Nicoleta, ce ai spus? Ce ai spus I-am Bianca? Spus că Nicoleta a spus suntem singurul cuplu, zic, da, cum nu, singurul? Că este și Maria și George, da. Radu și Xenia au o relație destul de strânsă. Nu cuplu oficial. Ei, și Nicoleta te vezi doar pe tine și pe Sorin. Oficial sau în sentiment? Nu o aud pe doamna Andreea. Te vezi doar pe tine și pe Sorin, un cuplu? A, nu-i vorba de asta, nu știu de unde mi-am început eu ideea, dar nu asta am vrut să zic oricum. Pentru că George a lipsit și a avut doar o zi în cuplu și încă nu ne-am obișnuit cu ea. Trei. Dar știați că își doresc asta? Dacă de rar se pupă... Că se plac. Un cuplu puternic, deja suntem mai sudați, să zic așa, și ei fix asta vor să facă, să dea acolo unde... Scopul? Scape asta pe noi, cu finala, să fie ei suntem în finala, sincer, contează suntem real și nu o să ajungă la lucrul ăsta niciodată. Da, și noi suntem niște proști, suntem niște oameni de nimica. Tu ai dat în mine, deșteptul, noi nu dorim că te-ai cap fraier. Tu ai dat în mine acum sau în noi? Nu, dar... Mă refeream la persoanele alea. Dar dă-i nume. Te bagi în seamă că deștept aici, sigur. Dă-i și tu nume, serios. Măi, dar aici oricum e competiție, adică nu înțeleg de ce nu accepti și tu un vot, dă-mi votul și gata, mare scofală, că e un vot, că i-a dat cineva un vot de iubite tale, mare scofală. Că-l super pe Sorin, te rog. Oprește-te. Ce naibii? Ne batem joc? Sorin, Nicoleta, voi sunteți afectați de, nu știu, toate loviturile pe care le primiți? Nu, ca și cuplu, nu. Absolut deloc. Nu, eu ca persoană, pentru că poate sunt eu mai slabă așa de fel sau nu știu, nu am mai avut astfel de experiență și nici nu am avut tangențe cu astfel de oameni până acum. Astfel de oameni? Da. Ce fel de oameni? Cu atâta răutate ei. Consider că fac asta din răutate? Da. Păi și Nicoleta, restul persoanelor când sunt votate, ele nu, adică e Robert, vă consideră la fel pe voi, tot din răutate? Când cel mai bun prieten al meu îmi spune chestii chiar rele, cu răutate, îmi deschide ochii, eu mă bucur și mi-aș fi dorit în viața mea să fie mereu astfel de oameni care să-mi deschidă ochii, să-mi spună lucrurile pe față, nu că sunteți frumoși, băi, dar eu n-am nevoie de asta, Bianca. Eu dacă în viața păi asta o să greșesc, emisiune. Dacă cumva nu o să reușească, nu știu, nu o să meargă relația noastră, o să dau singură cu capul de pereți. Nu trebuie să vii tu, nici voi, să-mi deschideți mie ochii. Eu o să învăț păi asta. Păi nu poți să nu vreau aia persoane care sunt deschise și sincere. Nu trebuie să vii tu, Bianca, din Italia să-mi deschizi mie ochii. De ce asta, Bianca, din Italia? Păi simt așa. Și prea multe comentarii. Nu, dar ce ai, frate? Nu trebuie să vii tu să mă înveți pe mine. Ce te crezi așa și necăr că te arzi în figuri? Stai mai liniștit pe locul tău, că prea te umpli în piept, frate. S-au terminat trucurile. Stai mai liniștit. S-au terminat trucurile. Stai mai liniștit. Știi ce? Du-te la școală de manipulare. Pulare, frate, că ai reușit bine cu fata asta. Ai prostit-o de-ai rupt-o. Crede-mă. Lasă-o. Cu vrăjala asta, că-mi zici mie. Fata asta, cum o zici și ai, e mai naivă și eu chiar te-o crezut. Ai manipulat atât de bine încât să creadă că e gata, e îndrăgostită și iubire. Doamne, dar tu nu dai doi bani pe fata asta când ești de aici. Ascultă-mă pe mine. Emanuel, de unde părerile astea? Părerea asta? Așa e. Adică se vede. Și de cine unde? Nu, de și cine unde? Nu zice chestia asta e pentru că n-are curaj să zică. Asta e adevărul și știe toată lumea, conștientizează da, chestia asta. Frică, George, păi tu ești prieten cu el, clar. Dar aici e vorba despre cum încearcă ei să creeze o poveste de dragoste foarte mare și foarte deschisă și cu
flăcări în ea și foarte șmecher și așa, că de fapt deja vorbesc de planuri de viitor și de chestii. A fost construită foarte bine povestea asta, știți? Că cumva trebuie să dea bine la televizor. De-aia zic, în afara emisiunii nu o să fie niciodată așa, garantez, eu simt oamenii, nu pentru că sunt eu șmecher sau ceva, dar pentru că am avut contact cu foarte multe personalități prin jobul pe care îl fac eu. Și știu când un om mă minte sau minte în general, se vede de pe el. Adică nu sunt eu cel mai îngeraș și eu, că am și eu defectele mele, mai jignește. E jenă ce aud. Okay. E jenă. Și eu consider că așa e. Și, unde și-au făcut planul? Dar nu că și l-au făcut, că ea nu are niciun plan. Ea nu știe. Ea nu și-o dea seama. Pentru că... dar voi sunteți... Păi exact ce am spus, bisericuțele împotriva noastră, exact ceea ce am spus. Și mi se pare că na, a fost construită toată povestea asta, oricum Nicoleta n-are cum să-și dea seama, pentru că cumva Sorin o luat-o cumva în brațe, se comportă super frumos, e la modul ăla că se vede pe el falsitatea lui, a lui Sorin. Da, da, se vede, eu-l văd, adică eu-l simt. O ia în brațe? Nu cum o ia, nu cum se... Dar cum încearcă să dea de înțeles că gata, e, cum se zice, o iubire foarte mare. În 4 luni el gata, deja s-a îndrăgăstit, vrea să facă... Chiar că n-are 4 luni cu ea. Cât are? O lună. Și mai bine. 2 luni. Atunci, și nu-i normal să o ia în brațe? Nu, am zis eu greșit, că na, mai mă exprim și eu greu. Italianul vede. Dar eu, asta e părerea mea. Și Nicoleta nu-și dă seama... E ok. Că face jocul ăsta și să vă mai zic și o chestie. Ieri a fost cumva confirmarea mea totală când am auzit că Nicoleta e dispusă să-l lase pe Sorin în emisiune și dacă pleacă ea. Adică mie mi se pare că asta, nu știu, ea, fata, a fost manipulată atât de mult să ajungă în punct să poată să zică așa ceva. Deci e incredibil. Mie mi se pare incredibil cum poți să-ți lași tu iubitul în emisiune ca să-ți ducă cariera mai departe într-o emisiune de iubire. Incredibil. Dar da, asta e. Eu zic chestiile, nu mi-e frică, că probabil o să fiu eu următorul care va pleca, că nu o să mai fie Robert sau ceva, dar eu simt că așa este. Și nu mă interesează, nu mi-e frică să dau un cupluri mari care sunt aici în emisiune. Eu așa cred și așa e. Consider că celelalte persoane de aici, celelalte cupluri, sunt de 100.000 de ori mai adevărate ca ei doi. Până și George și Maria, atenție. Până și noi. Bine, total nesemnificativă această părere venită de la un copil. Dar știam că nu accept. Nu e doar a lui părerea, Sorin. Da, așa am zis, că nu e nesemnificativă, atât tot. Nici nu eu comentez absolut. Bravo. Deloc. Bravo. Se vede. Ai comentat tot timpul cât a vorbit. Absolut. Păi da, pentru că sunt niște aberații, dar le las așa. Ei, nu știu, eu o cunoșteam pe Nicoleta înainte să se îndrăgostească de tine și era mult mai fermă pe poziție, mai puternică, mult mai multe calități avea, care acum ea parcă le-a uitat. Ea nu mă cunoaște pe mine. Eu aici arăt fix ce vreau eu și zic cât vreau eu, deci nu mă cunoști. Nu mai spune asta. Absolut. Aici în emisiune arăți și în afară arăți mai mult sau cum? Nu mă cunoște absolut deloc. Da, vorbești ca Sorin. Iluminații. Da. Cu triunghii de aia în frunte? Nu mă cunoști. Bine, Bianca din Italia a fost cea mai șmecheră glumă care putea să o spui un om. Ei, păi dacă de acolo ai venit, ce era să zic? Cum de acolo? Dacă eu sunt născută în Republica Moldova. Bine, locuiești în Italia. Doamne, dar asta legătura? E o jignire dacă păi ți-am zis ceva. Păi nu e o jignire, dar tu așa vorbești ca oamenii de acolo care comentează, care îți scriu ție nebunii. Păi eu citesc doar comentariile mele. Se vede că și pe ale mele. Nu ești atât de importantă, nu te mai da în spectacol, te rog cu rânjetul ăla, că e deja prea mult. Rânjet? Da, nu mai zâmbe. Niciodată nu m-a legat de aspectul tău fizic. Lasă, tu cu asta. Bianca, lasă așa. Te-ai schimbat foarte mult. Da. Cunoscut de aia. De ce, cum era? Nu știu, ne împăcam foarte bine. Ne împrumutam chestii, aveam anumite secrete, ne povesteam după emisiune chestii. Cu Nicoleta? Da. Da? Da, chestii care le simțeam când îmi era greu, mi-a fost aproape, când i-a fost ei greu la început, i-a fost eu aproape. Și acum de când e relația cu Sorin e schimbată? Da. Nu mai e așa, nu? Ce secrete? Ale tale sau ale ei? Sau... Ambele. Eu i-am povestit chestii din trecutul meu, de familia mea. Și ea mie la fel. Foarte frumos. Sorin. Da, votez pe Larisa. Dacă tot e vot pe vot, să fie vot pe vot. Mulțumesc. O să mai vine vreodată vreo gală în care o să votați așa cum vă doriți, în sensul și scopul emisiunii? Sau o să fie doar din răzbunare?
pe ceea ce au zis. Păi, doamna Andreea, atâtea materiale vedem și atâtea discuții se deschid la sfârșitul săptămânii că nu poți să nu-ți schimbi părerea. Ori ți-o menții și devine mai puternică, ori ți-o schimbi. Da, frumos, interesant și plăcut ar fi să votați așa cum, nu știu. Dacă unii sunt protejați sau lideri și nu mai ai ce să votezi, ce faci? Ce faci, George? Doreai să mă votezi? Dar așa, din curiozitate, care era motivul? Dar nu contează ce am răspuns. George, făceam referire la altceva. Să nu se voteze cuplurile. Să nu se voteze doi oameni care sunt în cunoaștere, care poate își doresc ceva. De ce? Cu toții ați fost la început și ați văzut cum este. Păi dacă la începutul emisiunii dădeați imunitate cuplului, nu votam. Dar n-ați dat imunitate cuplului. Pentru ce? De ce să dăm? Scuplu. Nu, trebuie să vă vedem pe voi cum gândiți și cum acționați. George! Eu nu știam ce să votez, doamna Andreea, dar acum că eu nu vreau să votez iar pe Maria, tot de a de două ori, eu votez și eu pe Larisa. Mulțumesc. Sau poate că a spus așa că votează Sorin și ai decis și tu să votezi ca el, ca nu cumva să te detașezi. Nu, eu am vrut să votez totul altceva astăzi. Mm. Nu votez, nu mai influențează nimic ce să votez. Uite, ai spus că Larisa e o fată mișto. Da, dar nu votez pentru că vreau să plece. Nu, ce am spus că nu am pe cine oricum din aceste patru fete, n-am pe cine să votez. Dar el mi-a dat motiv mai devreme, simplu. Ai zis că votai pe Xenia. Da, dar mi-a dat motiv, a fost înainte. Și mi-a dat motiv. Nici măcar nu știam ce votează Sorin și ce-a votat. Nu știu cum ați ajuns la concluzia asta. Emanuel. Vreți să mint? Clar, Nicoleta. De ce? De ce? E clar, doamna Andreea, n-are, nu trebuie să rămână aici pentru că își face rău singură. Stă pentru emisiune. Dar tu îl porți adică de nu stă ea, nu stă ea. Stă ce comic e. Că e totul o emisiune, adică pentru Sorin. Cum poate de grijă. Vrei să o salvezi? Da, te salvez, că mi-e foarte drag de tine. Da, mersi frumos. Și vreau să fiu, că mai ales la privirile ce mi le-ai dat ieri. Mamă, parcă mă deocheai, te uita la mine. Pentru că ai încercat tu să faci ceva acolo și nu ți-a ieșit. Da, și ai simțit tu bine acolo. Bun. Așa îmi place să mă mai uit. Hai, m-am uitat la el. În momentul în care am aflat că el era cel care a dat poza și aia, am vorbit cu toată lumea, dar dacă tu ai fi văzut, al cuplu, ok? În situația Emanuel, asta, ce ai fi dacă zis? Dacă aș fi zis că ești un om corect, doar la cei din staff. Dar tu unde te-ai dus? Păi am vorbit cu toată lumea, Andrei, cu toată lumea, care e problema ta? Și nimeni n-a zis nimic în afară de tine, deci tu ai fost pe la dar care... Dar nu că nimeni n-a zis, eu am comunicat cu toată lumea, nu am dat în afară, în internet sau ceva, eu am arătat la băieți, la tot, indiferent. Nico, nu mi-a arătat. Indiferent, tu erai plecat. Da, dar nu mi-a arătat. Indiferent. Și la oameni, când am stat cu Radu, am vorbit cu el. Și pe rog, văd care e problema care te afectează pe tine la chestia asta, dar nu e problema. Oricum nu o să fie eliminată, știi și tu. Dar mi-așteptă votul în gală. Au vrut să scape oarecum de noi, a zis hai că arăt poza aia, dar am zis, dacă arăta doar la cei din staff, îl consideram un om corect. Dacă da, aș fi vrut să scap de tine, dacă aș fi vrut să scap de tine, aș fi adus niște afirmații. Eu pur și simplu am pus semn de întrebare. Ce se întâmplă? Am întrebat ceilalți băieți că poate ei știau. Nu înțelegi? Uh-huh. Pentru că de-ai răspuns, nu mai spun. Încearcă să mă bași și pe mine într-o lumină proastă, că nu reușesc, stai liniștită. Radu. Votul meu... merge către Maria, pentru că poate găsește pe cineva pe afară, să o pupești pe aia undeva, nu știu. Acolo, își dorești. Bine, nu te mai fac lider. Na. Asta e. Ce ai zis? Că poate își găsești? Să găsească așa pe cineva, că mi-a spus că vreau să o pup undeva, să o găsească. Păi mai pupat, măi. N-ai uitat, nu? Nu. Acolo ai rămas. Trec peste, dacă nu poți trec peste. A, deci știu ce votez la viitoare. Da. Hai, mai multe variante, îmi pare rău. Robert. O să o nominalizez pe Nicoleta. Deoarece, dacă ar fi să plece acasă dintre noi doi și a treia persoană pe care o să o nominalizeze, Bianca, chiar vreau să văd ce e mai important pentru Sorin, iubirea vieții lui sau 10.000 de euro? Să vezi, oricum. Bravo. Ce zici, Nicoleta? Foarte bine. Te așteptai? La începutul galei, când ai venit? Nu. Să vii aici în față? Nu. Nominalizată spre eliminare? Nu, așa... Nu, mă așteptam să mai treacă puțin timp după care să facă lucrul acesta. Sorin,
Nicoleta este nominalizată spre eliminare. Sunt conștient. Ce simți? În ultima vreme, oricum, am simțit că spre sănătatea relației noastre poate ar fi bine să plecăm amândoi. Sincer. Și nu știu, ei au așteptarea asta că, vai Doamne, să vedem ce face Sorin. Sorin se duce, băieți. Sorin se duce. Nu e niciun stres, nu e nicio problemă, înțelegeți? Ea va rămâne cu mine, pentru că eu, dacă i-am declarat ei iubire, eu nu i-am declarat ei iubire pentru emisiune. Și așa, dacă ea este eliminată, ea nu înseamnă că nu mai este iubita mea. Ea este iubita mea și va rămâne iubita mea. Bun, Nicoleta. Da. Nicoleta este a doua persoană nominalizată spre eliminare, alături de Robert. Bianca, favoritul telespectatorilor din această săptămână, trebuie să ne facă încă o nominalizare. Fie fată, fie băiat, pe cine nominalizezi? Pentru că m-a jignit, pentru că nu-l consider real și pentru a vedea ce se va întâmpla după, Sorin. Wow! Mamă! Îți dai seama. Deci asta e... Ce? Cristo știa că iau pe el o să-l scoate. Da, mare chestie, doamne. Era logic asta. Sorin și Nicoleta, sunteți nominalizați spre eliminare. Unul dintre voi este posibil să plece acasă astăzi, în această gală. Cum s-a ajuns la asta? De ce? Invidia. Păcat. Robert, Sorin, Nicoleta, haideți în față. Imagina asta, chiar nu credeam că o să o văd aici, așa, spre eliminare. Asta este, doamna Andreea, viața merge înainte. Eu pot să spun că sunt foarte, foarte fericit pentru că am întâlnit-o pe ea și asta e tot ce contează pentru mine. Mă interesează de nimic altceva, credeți-mă. Să te intereseze unde ai întâlnit-o? Mă interesează unde am întâlnit-o, dar suntem oameni și în fața iubirii nu cred că poate sta nimic. Robert. Mă așteptam, m-am spus. M-au atenționat fetele în această săptămână că e rândul meu să-i spun. Sunt ele foarte darnice la vorbă. Ce ai experimentat tu aici în Casa Iubirii în această perioadă cât ai stat? Nu pot să zic că am experimentat iubirea, dar eu mă consider mai câștigat. De ce? Plan personal, sunt mult mai deschis. În afară am observat lucrul ăsta la mine, da. Bravo, mă bucur, felicitări. Nu mai am rușine așa în general, nu neapărat să vorbesc. Dar să-mi spun punctul de vedere într-un mod frumos oricui. Și chiar, și dacă ar fi să plec, eu sunt mulțumit de ce am făcut. Puteam și mai mult, sunt conștient de lucrul ăsta. Și noi, și fetele, cu siguranță, dar n-ai avut cu cine. Poate a fost și la mine problema, nu doar la fete. Bă, e bine că gândești așa și că ești corect și sincer cu tine. Da. E bine. Dar fie acum să întoarcă Robert înapoi. Nu se știe niciodată ce se poate întâmpla. Sorin, dacă ar pleca Nicoleta astăzi acasă, ai plecat după ea și ți-ai încălca obligațiunile contractuale? Doamna Andreea, nu vreau să-mi încalc obligațiunile contractuale pentru că nu vreau să sufăr pentru chestia asta. Eu n-am venit aici ca să am urmări după să... Mă bag în pământ pentru că am venit la o emisiune, că nu mi se pare normal așa ceva, dar mi-aș exercita dorința de a pleca în toate modurile posibile. Iar ea ar rămâne cu mine. Nicoleta, da. Tu? Dacă ar pleca Sorin? Cred că aș plânge aici în hoote, că vreau acasă, normal. Nu aș rezista. Dintre voi trei, Nicoleta, Sorin, Robert, cel care are cele mai multe voturi din partea telespectatorilor, este astfel salvat de la eliminare, primul salvat de la eliminare și va merge înapoi la locul lui. Sorin, poți merge la loc. Confirmă aici.
Iată un moment foarte greu aici în Casa Iubirii, în această gală. Un cuplu poate fi despărțit. Hai, ridică-te. Du-te. Taci. Poți să taci totodată în viața asta. Gata. Nu le da satisfacție pentru că noi suntem cei mai importanți. Nu e de aici. Ok, hai, mai de acord. Cât vei rezista, Sorin, fără Nicoleta aici în casă? Nu voi rezista. Simplu. E iubita mea, doamna Andreea. Nu e iubita mea de emisiune, e iubita mea. O să mă văd cu ea afară. Non-stop. O să stea cu mine. Simplu. Așa e iubirea. Vine și cu teste și cu încercări. Nicoleta. Da. Dacă vei pleca astăzi acasă, ce vei face? Îl vei sfătui să vină după tine? Te vei vedea cu el în așa fel încât el să încalce regulamentul? Ce gânduri îți trec prin minte acum? O să-l aștept. Nu i-aș zice. Nu l-aș pune în situația în care ar trebui să încalce regulamentul în niciun caz și nu o să-i cer nici să vină după mine, pentru că v-am zis, eu mă gândesc și mai departe și nu vreau niciodată să aud că poate din vina mea a ieșit el. Dar nici nu trebuie să spui chestiile astea oricum, că nu trebuie să mi le cer, că le fac eu de bunăvoie. Eu mai pun și rău în față. Să facă ceea ce simte el. Bun. Dintre Robert și Nicoleta, cel care părăsește emisiunea astăzi, aici, în această gală, concurentul care părăsește Casa Iubirii astăzi. Robert! Nu în sensul ăla. Să vă țin. Haideți să-i aplaudăm! Mulțumesc! Robert! Vă așteptam, doamna Andreea. Nu e ceva pentru care nu m-am pregătit. Te-ai pregătit și tu și te-au pregătit și fetele. Și fetele, da. Oricum, mă bucur tare mult că ai rămas așa și că gândești așa și că nu vezi, nu știu, partea negativă a fetelor, cum te-au pregătit ele așa toată săptămâna. Dar nici ele nu mi-au zis într-un mod rău. E bine, dar câteodată oamenii văd așa, sinceritatea. Ne bucurăm tare mult că te-am cunoscut. Că mulțumim tare mult, Robert. Poți să-ți iei la revedere de la colegii tăi. Să rămână, mulțumesc. Drag. Să las și... Le iau pe fete primele. Bine, te aștept, am zis. Mi-a părut bine să vorbim. Da. Pa, fetelor. Mă filmați. Să te țină cu Radu. Doamne ajută. Nu știu. Trebuie să o vedetă cu niște George, trebuie să dau bine. Mi-a părut plăcut. Să te țină și pe tine cu George. Mulțumesc. Am zis deja o dată. Nu ai pentru ce? Mă bucur că ați rămas voi. Pa, Robert, te-ai grijă. Pa, Larisa. Ai grijă. Și-mi plac câteodată cu ei. Nu te supăra pe mine. Nu mă supăr. Oricum nu vă mai vedeți niciodată. Oricum nu ne mai vedeți. Ce nu sunt ca un copil lângă tine? M-a ridicat în vârf. Oricum nu vă mai vedeți niciodată. Bap. Dar nu... Tu ai grijă. Să rămână. Pa, pa. Succes în continuare. Robert! A fost greu, Nicoleta? Da, a fost greu.
Dar acum sunt și mai puternică. Te văd afectată. Iar ai crezut că vei pleca? Da. Pentru o secundă, da. E greu să fii acolo în față. A vrut careva să zică ceva? Da, dacă nu era Robert, hai că puteai să ai emoții, dar așa era clar că te întorci. Du-te în față, stai acolo două secunde și zi-mi ce ai simțit. Las că o să vină și rândul meu, așa. Dar nu te zic cu răutate, ci așa, dacă nu ești în situație, habar n-ai, stai liniștit aici pe scaun până în momentul în care ești acolo și te simți ca la tăiere, într-un fel. Pentru că te gândești, da, în momentul ăla, da, când stai aici, nu te gândești cum ar fi să fiu acolo, dar când ești, te pui în situație, iei în calcul, dacă pleci. Astăzi cu ochiul liber. Acestea fiind spuse, avem nevoie să votați liderii caselor, cei care vor avea protecție în gala următoare. Până mergeți voi la vot, trebuie să le spunem telespectatorilor, start vot! Vă puteți vota favoriții la 1206. Bun. Băieți, rând pe rând veți merge să votați. Radu, te rog.
o gală de-a dreptul incendiar. Abia, abia, parcă s-a calmat, Nicoleta. Ai reușit să te liniștești? Da, sunt bine. Înainte să ne luăm la revedere, vă spun încă o dată și să țineți minte bine. Cu toții sunteți extrem de puternici. Mare grijă ce faceți cu acea putere. Acestea fiind spuse, ne revedem mâine de la 10 și apoi de la 4 și jumătate. Să aveți o seară frumoasă și liniștită. Cel mai urât lucru ce ți se poate întâmpla aici, să stai cu persoana iubită în față. Bă, în orice moment omul poate pleca de aici. Că am zâmbit. Am zâmbit pentru că ți-am explicat. În gală mi s-a părut amuzant că erați voi doi. Niciodată. Era un moment imposibil. Te-am înțeles. Ok, te-am înțeles. Tu vezi pe Xenia că plânge lângă tine, că tremură? Să fi dat 3-4 băieți în tine și 4 fete și să fie acolo în față. Și unul care tu-l consider că ți-a fost cât de cât aproape, să râdă de tine. Discut pentru fapta ta, frate. Asumă-ți-o. Ce drag? George, ție ți-ar fi plăcut să mergeți la date-ul Biancăi? Dar pentru mine nu conta că oricum nu Bianca ne-l dădea la propriu, înțelegi? Doar că a spus, a adus asta în discuție. Toată lumea a primit date, că așa s-a primit, că așa a fost. Eu de ce l-aș lua donat? O să te conducă Maria toată viața ta. Dar e vina mea că n-am avut date sau că nu l-am primit? Fata, dar nu l-ați primit pentru că poate nu meritați. Xenia, mă arunc! Doamne ferește! Dacă nu vii la mine, mă arunc! Vino!